când știu că în zona anilor 2020, e o chestiune absolut simplă de matematică ce vă spun, 2020 va fi o criză puternică în lume de hrană și apă, deci va fi foame, cu alte cuvinte, eu trebuie să mă gândesc ca țară, dacă sunt responsabil, să fiu pregătit să... cum sunt pregătit pentru așa ceva. And it's done a better job of getting out to the world population than we have with vaccines. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la culisele statului paralel. Astăzi, teoretic, era ziua fericirii. Așa am citit la câțiva telespectatori pe Facebook. De obicei, toată lumea își punea, când era o aniversare, o postare cu ziua fericirii. Astăzi, de ziua fericirii, nu vorbim despre lucruri bune. Vorbim însă despre lucruri pe care nu le poate nega nimeni. Război și boală. Din păcate, ce vedem în ultimele zile ne duce cu gândul și la foamete. Dar se pare că ne întoarcem din nou la boală. Mă întrebam astăzi pe pagina mea de socializare, după război, după pandemie, după foamete, ne întoarcem din nou la boală? Oare ceva bun nu se mai poate întâmpla? De ce am ajuns aici? Sunt lucruri care s-au întâmplat în anii trecuți. Ați văzut coperta pe care au realizat-o colegii mei uitându-mă zilele acestea să mă documentez, sunt niște declarații foarte interesante din trecut, dar și din prezent, pe care nu le putem ignora. Sigur că vor veni și vor spune unii, sunteți conspiraționiști. Nu mai suntem proruși, acum o să devenim conspiraționiști. Pentru că în această seară o să discutăm despre lucruri despre care nimeni nu mai vorbește. Toată lumea vorbește doar despre război. Lumea este cuprinsă de teamă. De teama războiului, de teama bolii, de teama foametei. Dar oare n-a mai rămas nimic bun în noi? În această seară, în platou alături de mine, personajul cu care vom discuta despre aceste lucruri și cel care a anticipat încă din 2014 că în 2020 ne vom confrunta cu o foamete este domnul Călin Georgescu. Bună seara, domnule Georgescu. Bună seara. Mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc. Am să-i prezint și pe ceilalți invitați și am să intru apoi direct în subiect. Alături de mine în platou, jurnalistul Flux 24, Andrei Bădin. Bună seara, Andrei. Bună seara. Și nu în ultimul rând, jurnalistul România Liberă, Marius Ghilezan. Bună seara, Marius. Bună seara. În tablou prezentat de tine lipsește un singur aspect. Subsecretarul de stat al Americii, Anthony Blinken, trebuia să facă o vizită de o săptămână înainte de summitul de la NATO de la Bruxelles în Emiratele Arabe Unite, în Republica Arabă Unită și în Qatar. Și era pregătit să ajungă la Riyadh. Și nu i s-a mai dat viză, s-a răzgândit Saliman, care este șeicul de acolo, făcut de Biden tatăl, un paria în campania electorală. Și mesajul administrației din Arabia Saudită a fost să ne sunați când vom suna noi. Deci a fost un eșec de proporții. Iar în ceea ce privește Emiratele Arabe Unite, șeicul este supărat de presiunea pusă de către Statele Unite ale Americii pentru mărirea producției de petrol. OPEC-ul, după cum se știe, are o înțelegere cu Rusia în ceea ce privește cantitatea și moderarea producției și Emiratele Arabe pierd în situațiile astea. În cazul sancțiunilor, cresc livrările rusești către China. Aici ar trebui să vorbim cu invitatul nostru, care este extraordinar de bine specializat în BRICS și în tot ce se întâmplă, de dolarizare.
O să discutăm imediat, Marius. Este unul din subiectele emisiunii din această seară, mai ales că în ultimele două zile am văzut o intensificare a mesajelor pe toate canalele diplomatice din partea Chinei, care trag un semnal de alarmă foarte clar, adică pare că Statele Unite n-au doar o problemă cu Rusia, ci și cu China pare ca o problemă. Da, tot din Arabia Saudită pleacă problema, fiindcă MBS, cum îi se spune băiatului de acolo, prințul moștenitor, așa vrea să bage yuanul în... Păi acceptat deja. Da, și atunci acceptat de acolo deja pleacă. Consecințele economice ale acestei dedolarizări sunt extrem... Da, acolo e o troică, Arabia Saudită, Qatar, Rusia. Exact. Mai ales că Germania a anunțat astăzi, ministrul de externe german a anunțat faptul că intensifică negocierile cu Qatarul să înlocuiască gazul din Rusia cu gaz din Qatar. Păi, Qatarul da. A spus haideți să începem, haideți să începem, haideți să începem emisiunea. Domnule Călin Georgescu, nu putem să evităm subiectul războiului, chiar dacă îmi doresc să discutăm despre cu totul și cu totul alte teme. Ați fost acuzat în nenumărate rânduri că sunteți omul rușilor la București, că sunteți omul lui Putin. Aș vrea să aud de la dumneavoastră care este părerea și poziția dumneavoastră în legătură cu ceea ce trăim de 25 de zile și ce se întâmplă în Ucraina, războiul care nu poate fi contestat, nu există niciun dubiu, sunt o grămadă de victime civile acolo, lucru inadmisibil. Crimele există, nu le poate contesta nimeni. De ce s-a ajuns aici și ce se poate face? În primul rând, pentru noi ca țară. Strălucirea noastră ca popor trebuie să fie neutralitatea față de orice conflict. Față de ceea ce vedem astăzi, este foarte clar, ca lumina zilei, că poporul român a dat dovadă de un gest formidabil, impunea omeniei, față de dezastrul din Ucraina. Și sigur, poporul român nu a fost ales, ci el a ales pe Dumnezeu în acest proces de ajutor, de salvare formidabil. Însă în același timp, și asta este bine, este foarte bine, evident, pentru că în fața suferinței trebuie să o ajuți în orice situație ai fi. Însă în același timp aș vrea să subliniez că pentru noi, ca țară, este o oportunitate formidabilă de a fi o voce. Pentru că față de tot ce se discută astăzi, învins și învingător și acuzații și superacuzații și mai departe, sigur, care sunt fondate față de ceea ce se numește un subiect de care nu ar fi trebuit să avem parte niciodată, și anume război. Eu vă spun că ar trebui să existe dialogul și ceva în mod special, adică să nu existe nici învingător, nici învins, ci anume creștinismul dialogului. Și dacă la datele existente prin media, eu vă spun ceva ceea ce nu s-a discutat în cel puțin ultima săptămână, și anume a fost o săptămână de mari provocări, săptămâna trecută, de schimbare de paradigmă, pentru că vineri, astăzi este duminică, nu? Vineri a avut loc întâlnirea între președintele american Biden și discuție de o oră și 50 de minute cu președintele chinesc Xi. Însă vreau să subliniez un lucru, o oră și 50 de minute, că tot săptămâna care a trecut a avut loc o discuție de 7 ore pentru pregătirea acestei convorbiri la Roma, e foarte important acest lucru, între trimisul special al președintelui Biden, foarte important, Jack Sullivan, președinte pe consilierul pe securitate, și Yang Jiechi, care este reprezentantul pe politică externă a președintelui Xi.
eminența cenușie a politicii externe chineze. Exact. Însă, cel mai important lucru e că s-a întâmplat la Roma. Nu s-a întâmplat nici la, știu eu, la Berlin, nici la Viena. Care este semnificația acestei locații? Este foarte importantă, pentru că dacă vrei să înțelegi lumea, mai ales în aceste momente, dar totdeauna când sunt momente în acestea complicate, trebuie să te uiți la două personaje. Cum se mișcă? Cum se mișcă papa? Și cum se mișcă arhiepiscopul de Canterbury, care este reprezentantul special al coroanei britanice și al primului ministru britanic. Acestea sunt două personaje cheie pe arena internațională. Și ei, la rândul lor, Papa Francisc s-a întâlnit cu și a avut o discuție cu Patriarhul Kiril al Rusiei. Sigur că da. Și ulterior, arhiepiscopul de Canterbury cu Patriarhul Kiril. Însă cei doi au lansat un lucru extraordinar înainte ca președintele Biden și Xi să spună concluzia întâlnirii lor de oră și 50 de minute. Apasă pe noi, așa s-au exprimat, greutatea situației internaționale. Însă ceilalți doi au transmis mesajul de unitate, mesajul creștin, foarte important în aceste momente. De ce? Pentru că numai întoarcerea reală la această gândire profundă care a animat toată umanitatea de 2000 de ani încoace și care nu se vede nicăieri astăzi. Noi n-ar fi trebuit să existe așa ceva în zilele pe care le trăim. Însă se întâmplă. Și cei doi au punctat că dialogul nostru și discuțiile noastre sunt prin limbajul și prin modul de a vorbi al lui Isus și nu prin cel politic. Este o cheie extrem de importantă. Unde și cum se va îndrepta această situație, care, evident, cum arată acum, nu arată deloc bine și evident că trebuie, ca oameni creștini, trebuie să condamnăm acest război și să ne dezicem oricum de această realitate, dar în același timp să vedem și o parte foarte importantă a acestui demers în care biserica va juca un rol foarte important. Și cred că ar trebui să ne întrebăm unde ajunge această omenire, apropo și de imaginile pe care le-ați arătat și de tot ce s-a discutat până acum, și nu cred că am evoluat, ci am involuat, cel puțin din punct de vedere al situației de violență, pentru că nu poate să existe pace în lume atâta timp când nu pot fi vindecate rănile pe care le avem în interiorul nostru ca oameni. Ați spus dumneavoastră așa, ce se întâmplă azi arată găunoșenia societății, tarele adânci pe care omul le are și care vin din trădare. Nu doar unii față de ceilalți, ci față de Dumnezeu. Miza este ca să te îndepărteze de rădăcini. Da. Asta exact. Este, de fapt, schimbarea de paradigmă despre care vorbiți dumneavoastră, că s-a întâmplat săptămâna trecută. Deja s-a întâmplat. Deci modul în care cei doi au intrat în scenă este esențial. Și ceea ce trebuie să ne anime este exact lucrul de care avem nevoie, pacea. Dar ați evitat întrebarea mea de la început. V-am spus că sunt foarte mulți telespectatori care, da, și pe mine, dar pe dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți personajul important, nu eu, vă acuză că sunteți pro-rus și pro-Putin, pentru că ați avut de-a lungul timpului poziții favorabile lui Putin și Rusiei. Prin ceea ce a făcut Putin astăzi, în aceste zile, v-a făcut să vă schimbați opinia vis-a-vis de Rusia și de Putin? Eu, în primul rând, sunt românofil. Nu am nicio legătură cu... Nu, oricum, acum e o întrecere. Cine e rusofob sau cine este rusofil? Adică este o întrecere națională la noi. Chestiunea asta nu înțeleg
sigur, toate poveștile acestea care mi-au fost aduse, care n-au nicio legătură cu mine. Însă, jocul pe care l-a făcut, jocul internațional pe care l-a făcut președintele Putin până la această situație, sigur că a fost o chestiune de construcție, s-a dorit să se construiască, nu s-a dorit distrugerea. În momentul în care intri pe acest culoar, lucrurile s-au încheiat. Deci, pe culoarul războiului, aveți, clar. Aveți, vă nuanțați poziția vis-a-vis. N-am spus că nuanțez, am spus că așa ceva nu poate să fie permis în lumea pe care o trăim astăzi. Războiul din Ucraina. Războiul în general. Dar în evocarea dumneavoastră de mai devreme și legăturile care le-ați făcut, mai e una pe care un pic ați trecut peste ea, convorbirea între Mark Sullivan, consilierul pe securitate. Care a fost în termeni foarte duri. Convorbirea telefonică cu Narishkin, care Narishkin, din punctul meu de vedere, este cel care probabil ar putea fi un urmaș la Kremlin, Narishkin, șeful SVR-ului PSIE, cum ar veni, al României. Care Narishkin, dacă vă reamintiți, în perioada după războiul din Crimea, când era sub embargo el, el venea la București nestingerit. Țară care era sub embargo în privința rușilor. Cred că cel mai important lucru este să vedem unde suntem noi în chestiunea asta. Păi noi unde suntem, chiar? Păi despre asta este vorba. Adică noi am putea juca acum o carte formidabilă. Din ce punct de vedere, domnule Georgescu? Din punct de vedere al actorului în scenă. Pentru că noi, în primul rând, suntem într-un club cu partenerii noștri, cu asociații noștri, care au nevoie de noi, de spațiu nostru, de situația care este aici. Dar și noi de ei. Dar și noi de ei. Dar tocmai pentru că poziția noastră este crucială, putem să discutăm și de nevoile noastre. Păi unde suntem, domnul Georgescu? Fiindcă e o declarație a negociatorului ucrainian noi... de zilele trecute. Da, un pic. Vă rog, a zis, domnule, vrem niște puteri garante ale tratatului de pace, tratat de pace care ministrul de externe turc a zis că e foarte aproape. Puteri garante înseamnă marile puteri și țările vecine Ucrainei. Ori negociatorul ucrainian a rostit doar o singură țară, Polonia. Noi și, mă rog, ungurii din probabil alte considerente, suntem scoși din această negociere. Păi și atunci unde să fim noi dacă noi, printre puterile garante ale acestui tratat, noi nu suntem? Păi tocmai aici este splendoarea și lucru formidabil pe care îl putem face acum. În ciuda faptului că până acum am căzut, până acum n-am știut să negociem nimic, nu ne-am implicat nicăieri, nu? Astea sunt lucruri absolut fatice. Asta e realitate. Aparte, băncile pe care nu le avem, sau situația bancară, situația faptului că nu avem, nu stăpânim energia și nu avem nici pământul, face din România o țară extrem de vulnerabilă, astăzi când vorbim. Și cu toate acestea, acest moment pe care îl trăim, pe care România l-a punctat extrem de bine, încă o dată spun, datorită omeniei care a manifestat-o față de refugiați, poate să fie completat cu cel puțin trei lucruri. Prima este să readucem ca principiu diplomația permanentă. Deci jocul diplomatic acum este uriaș, da, pe care noi îl putem dar face. Cu cine? Mai puțin. Cu cine? Eu aș spune așa, nu vreau să sărim dintr-una într-alta, dar să știți că momentele acestea sunt de încredere reciprocă între toți partenerii, politici, cei existenți la conducere, nu mai contează. Momentele noastre sunt cruciale. De ce? Pentru că noi dacă focusăm activitatea pe război, riscăm să pierdem pacea. Pe de o parte. Pe de altă parte, sunt două subiecte importante legate prima de independența noastră energetică și al doilea, că trebuie să ne pregătim pentru pace. Pentru că dacă războiul se sfârșește mâine și sper prin pace, noi trebuie să administrăm această situație. Păi nu e o chestiune simplă. Numai, vă spun imediat. Toate cancelariile, de la începutul războiului, din 24, din 23 februarie, se fac planuri. Un plan războiul durează 2 ani, un plan durează puțin și mai ales cum fiecare își trage
Din ce înțeleg eu, domnul Georgescu spune că ar fi bine ca toată lumea din România, indiferent de partid și că la putere, că sunt împărțiți, ar trebui să se așeze la masă și să facă un plan pentru România să folosească acest moment. Pentru interesul poporului român. Vedeți, în momentul în care ai crescut PIB-ul, ca așa am înțeles, PIB-ul la armată, nu? 2,5, da, de la 2 la 2,5. Este un semnal greșit. Mai bine investeai în dialog, investeai în negociere, puteai să devii cel mai important. Nu suntem singura țară, domnule Georgescu, care crește cheltuielile în apărare. Uitați-vă la Germania. Dar Germania... eu vă spun exact ce ar trebui să facem invers decât au făcut ceilalți. Uitați-vă la Ungaria, care n-are 2% din PIB nici acum. Diplomației permanente, pe care nu l-am inventat eu, a fost de pe vremea lui Mihai Viteazu, care n-a fost doar un erou care a câștigat războaie, a fost unii cei mai mari diplomați și negociatori pe care am avut noi în istorie, aparte că știa greacă la perfecție, turca, și trimitea emisari, era omul care știa să negocieze. Asta ne trebuie. Păi, după declarația negociatorului ucrainian, nu era normal ca președintele României să pune mâna pe telefon, să sune pe tovarășul Zelenski, să-i spună: domnul Zelenski, mi-ați mulțumit că am sprijinit refugiații și așa mai departe. Omul dumneavoastră, când vorbește de negocieri și de tratatul de pace și garanții lui, vorbește numai de Polonia. Noi, România, vrem să fim. Da, dar aici avem dreptate, domnul Georgescu, avem o problemă noi, diplomația noastră. Eu vă spun un lucru. Cred că în aceste momente, care sunt unice, noi putem să reiterăm momentul 1918, când oameni curajoși, oameni care s-au implicat ca responsabilitate, au adus statul român. Apropo, astăzi avem 202 ani de la nașterea fondatorului României moderne, Alexandru Ioan Cuza, care a fost fondatorul de drept al statului național unitar modern român. Deci am avut oameni celebri. Și cred că momentele pe care le trăim astăzi nu mai sunt de a judeca pe nimeni, ci din contră, de a încerca să transmitem că numai unirea tuturor pentru interesul poporului român și al națiunii române acum, astăzi, este crucial. Din trei motive pe care vi le spun acum. Prima este că situația din Ucraina, Ucraina și Rusia, care alimentau cam 45% numai cu grâne toată Europa, nu se va mai întâmpla. Noi suntem exact pe poziția cheie. Avem în jur de 13 milioane de tone de grâu anual, cam 15-17 de porumb și 3,5 de floarea soarelui. Putem să schimbăm imediat poziția pe hartă și suntem noi cei care putem exporta. Cu o singură condiție, nu trebuie să mai vindem nimic de acum încolo. În clipa asta, așa cum o facem într-un mod absolut barbar prin diversi intermediari. Adică să interzicem exporturile pe o perioadă limitată de timp pentru o repoziționare. Dacă e să mă întrebați, noi nu trebuie să mai exportăm nimic ca materie primă astăzi. Totul se joacă pe valoarea adăugată mare și pe conceptul că trebuie să ne hrănim singuri. Ministrul Agriculturii a zis că avem depozitele pline. Acum, în acest moment. Deci, mă întorc. Prima dată ar fi cu grânele. Al doilea este că putem să intervenim în negocieri, ceea ce este foarte important. Uitați-vă semnalul care l-au dat cei doi. Mă refer la Anglia din partea Bisericii și Vaticanul. Vaticanul care s-a implicat imens în acest proces. Biserica Ortodoxă Română asta poate să dea un semnal foarte important. Asta vreau să vă întreb, dar haideți, trebuie să luăm prima pauză de publicitate și ne întoarcem, pentru că mai târziu o să vreau să vedem și ce ați spus în 2020. Să vă întreb de unde ați știut că în anul 2020, anii 2020, vom avea o foamete, spuneați noastră matematic, să ne explicați cum ați calculat. Luăm pauză și ne întoarcem. Ne-am reîntors în platou la culisele statului paralel. Marius, tu vrei să duci discuția economică și mai departe, apropo de poziționarea României pe care a descris-o. Da, pentru că l-avem pe domnul Călin Georgescu, care a avut niște predicții extraordinare în urmă cu 7-8 ani când i-a apărut cartea. Este un moment fantastic de relansare economică, de regândire a întregului spectru al industriei. Putem naționaliza niște companii de siderurgie aflate în faliment. Zaporojie livra fier betonul și livra o grămadă de feronerii. Prețurile au crescut de 3 ori într-o lună de zile.
Vindem grâu undeva la 60, vindem cereale undeva la 60 de milioane de tone. Asta intră în produsul intern brut doar 4,1% din PIB. Ce ar fi să le și procesăm? Adică ideea este să nu mai exportăm aceste produse și să deschidem rapid fabricile de procesare. Înainte de cel de-al doilea război mondial, în Cernăuți erau 118 companii pregătite pentru război. Dacă e situația de război, de ce să nu regândim PNRR-ul în situația de dezvoltare a României și a capacității noastre industriale și să redeschidem minele? S-a terminat cu Glasgow, CO26 și cu încălzirea globală, climate change și cu nu știu ce, revenim la bază. Tocmai metalele vor fi... Tocmai ce am văzut săptămâna trecută că se vor da niște subvenții, câteva zeci de milioane, ca să se închidă niște mine. Păi noi tot timpul suntem defazați. Iar nu vreau să lungesc prea mult, doar vreau să aduc aminte faptul că în 1916 nu se știa cine va câștiga războiul. Am avut 6 guverne. Când am făcut pacea de la Buftea, l-a făcut Averescu, care era filogerman. Ziarele erau sponsorizate de 4 mari puteri ale lumii. Guvernul a lăsat deschise toate puterile. Carol I și după aia Ferdinand a lăsat deschise toate opțiunile de negociere. Ce se întâmplă în cazul în care, Doamne ferește, Zelenski capitulează? Noi unde suntem? Ce facem? Suntem la masa reconstrucției Ucrainei? Exact asta este și ideea. Ce facem după? Deci povestea nu este legată de ce se întâmplă acum și, cum am precizat mai devreme, s-a făcut un pas greșit. Numai simplu fapt că anunți că tu crești bugetul la apărare este primul semnal că ai întors spatele. Noi nu putem să întoarcem spatele. Toți diplomații noștri, Gafencu, Titulescu, toți au făcut exact invers. Trebuie să știi să negociezi cu toată lumea și pe primul plan pui pacea. Iar în momentul acesta, întoarcerea la structurile, la spiritul creștinătății este esențial, pentru că ăsta a fost mesajul. Cu cine ar trebui să negociem, domnule Georgescu? În primul rând, cu toate puterile mari. Cu toate cele trei. Adică vă referiți și la Statele Unite, Uniunea Europeană? Statele Unite, în mod special, pentru că ei sunt partenerii noștri și aici vreau să mă întorc, pentru că aici este marea discuție care poate să aibă loc în momentul ăsta cu America. Deci Statele Unite pe primul loc. China, care joacă foarte bine. Exporte peste tot, domnule George. Revenim. Știți cum e? Eu încă o dată vreau să vă rog, pentru că este un mesaj foarte important pe care putem să-l dăm toți patru în seara asta. Nu mai contează ce s-a întâmplat. Important e ce se întâmplă de acum înainte. Ce fac partidele politice, că se ceartă PSD-ul cu cine se ceartă, cu PNL-ul, cu AUR, cu USR-ul, nu mai contează, cu DMR-ul, nu mai contează aceste lucruri. Acum este momentul în care, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată, trebuie să ne unim, pentru că este șansa noastră istorică. În aceste momente se echilibrează și se reașează harta lumii. Se vede cu ochiul liber. Unde suntem noi în acest peisaj? Și v-am spus unde. Putem să reiterăm cu mult mai mult momentul 1918, când s-a dus Regina Maria la Londra și a obținut totul pe considerente și datorită tatălui și datorită mamei, ca origine. Cel mai important lucru este că acum putem stăpâni ce? Putem stăpâni exportul de cereale, dacă suntem atenți, putem stăpâni negocierea pe care o putem duce cu partenerii noștri. Uite despre ce este vorba. Au nevoie de hrană, are nevoie Europa de hrană. Noi nu mai exportăm doar materie finită. Adică nu mai putem să ne permitem să exportăm grâu și porumb astăzi și importăm făină și mălai. E de domeniu... Și pâine congelată. Aia nu mai vorbesc. Pâine congelată. Dar... Trebuie să luăm din nou pauză, deși ne întoarcem și după aceea avem o perioadă lungă de discuție. Ne întoarcem însă și cu ce ați spus dumneavoastră și în 2014 și în 2016. Și vreau să ne explicați pe ce v-ați bazat, că bănuiesc că nu vedeți în stele atunci când ați spus că în 2020 vom avea parte de această foamete. România trebuie să aibă, domnul Carteanu, o nișă unică în Europa. Noi nu ne mai putem permite în aceste momente dure pe arena internațională să putem să facem politică după ureche. Nu. Trebuie să te uiți la ce fac ceilalți, să înțelegi bine care este competiția în lume
și să poți să faci ceva unic. Când știu că în zona anilor 2020, e o chestiune absolut simplă de matematică ce vă spun, 2020 va fi o criză puternică în lume de hrană și apă, deci va fi foame, cu alte cuvinte, eu trebuie să mă gândesc ca țară, dacă sunt responsabil, cum sunt pregătit pentru așa ceva. Înțeleg că trebuie să dezvolt industria, înțeleg că trebuie să dezvolt micul producător în special. Repet, doar am dat pe gratis, ca să nu fiu altfel înțeles decât așa. Am dat pe gratis totul. Spuneți că în 2020 va fi o criză teribilă de apă și de hrană, la scară mondială, la scară globală, practic. Poate fi temperat acest declin? Realitatea astăzi, în afară de să vă spun eu ce cred despre acest lucru, și nu cred, ceea ce știu că trebuie făcut, este că în momentul ăsta totul se joacă pe securitate proprie. Adică această criză teribilă a resurselor este problema fundamentală a lumii astăzi pe termen scurt, mediu și lung. Și din cauza că nu sunt soluții de pace, totul se joacă pe securitate proprie. Ce înseamnă asta? Vedeți, pacea nu înseamnă absența războiului, ci înseamnă prezența dreptății. Ori nu este dreptate în această lume. Este o lume plină de durere, de durere înăbușite, de neînțelegeri în primul rând individuale, de energie colectivă negativă și care sigur nu poate rezolva problema unei țări atâta timp cât ea este dominată de frică. Da, acestea sunt declarațiile. Marius, fac o paranteză, nu știu dacă ai observat, dar prima parte a interviului este din 2014 cu marele rusofob Grigore Cartianu. Mă mir că l-a intervievat pe pro-putinistul Călin Georgescu. Am vrut să fac o glumă, că tot ne-a făcut pe noi Grigore Cartianu pro-ruș, nu? Vă rog, domnule Georgescu. Da, aș dori să mă întorc. Cum ați calculat că o să fie în anii 2020? Ați spus matematic. Cum adică? Pe ce v-ați bazat? Vreau să revin la subiectul anterior, că este foarte complex, dar vă dau răspunsul la ce m-ați întrebat. Continuați-vă atunci ideea și revenim după aceea. Bine. Atunci, am convingerea că acest moment este crucial pentru noi ca țară de a ne relua, de a ne recâștiga poziția noastră istorică de nu doar de negociator uriaș pe care îl putem face în regiune, ci ca poziție de mediator pe o zonă geostrategică perfectă pe care o avem, dată de Dumnezeu. Și atunci diplomația românească, la ceea ce nu s-a întâmplat până acum, de zeci de ani, sute de ani, apropo de Republica Moldova, care de o perioadă de timp, știți bine, a spus, intrăm în Uniunea Europeană cu ajutorul României. Nu. Se poate face exact ceea ce ne-am dorit și ceea ce este de natură istorică, să înțelegem, ci împreună, ca aceeași țară. Și noi putem să, diplomația românească poate să discute exact cu partenerul nostru, cel mai important, cu Statele Unite, uite, așa putem. Și aici, împreună, ca țară, ca unică țară cu Republica Moldova. Deci putem să câștigăm o redută extraordinară într-o perioadă foarte scurtă de timp. De ce? Pentru că au nevoie de acest bastion. Asta odată. A doua, tot ce înseamnă infrastructura pe care o putem reface, apropo de valoare adăugată mare, de ce vorbeam, ca să procesăm noi toată hrana, pentru că noi trebuie să fim responsabili de hrana poporului român. Nu să o importăm, cum se întâmplă astăzi. Noi avem 90% din alimentele existente în România, le importăm. Ceea ce este deja un atentat serios, nu doar la economia românească, ci la sănătatea propriului popor, pentru că știm foarte bine ce cumpărăm de pe galantare. Prin urmare, putem să discutăm cu Statele Unite exact această poziție. Vreau să-mi refac infrastructura ca să devin net exportator de hrană pe care o mi-o procesez eu și o trimit peste tot. Pentru că sunt cel mai important punct de hrană pe care l-are Europa. Și credeți că americanii o să fie atât de tușați încât să zică noi vă ajutăm
Dumneavoastră, pentru... din 1998 până azi, da, sunt 24 de ani, un ajutor economic american în România, afară de Coca-Cola? Domnul Bădin. Și burgeri? Încă o dată. Nici acă, revin, în Grecia. Revin amabilitatea dumneavoastră a treia oară. Noi nu ne mai putem permite să discutăm în gama aceasta. Știți de ce? Pentru că ăsta este momentul nostru istoric. Păi nu trebuie să ne jucăm istoric, cartea în care Georgescu nu mai contează. Vă a început războiul de cât? De 3 săptămâni. Am vorbit de agricultură. L-ați auzit? Da. Ministrul Agriculturii, prietenul nostru, să zică, bă, avem părloage în țara asta care nu le muncește nimeni. Hai, bă! Ba mai mult, Comisia Europeană a spus că anul ăsta 4% din suprafața trebuie să fie... Asta trebuie să facem noi, nu trebuie să ne spun americanii. Ca așa ne-a zis Comisia Europeană, 4% să lăsăm părloagă. Uite, lăsasem puțin pe mai târziu această idee, dar vă spun acum. Vă spun care este pericolul iminent. Sigur, problema nu este războiul ca atare pentru noi. Războiul este pentru noi situația energetică, situația secetei, situația alimentelor. Aceasta este problema arzătoare. Deci ce facem noi în gospodăria noastră? Însă vă spun ceva și mai important, care este de fapt tragic. Cel mai mare pericol pentru noi ca țară astăzi o reprezintă situația demografică. De și acord. Am să vă dau câteva cifre de extrem de importante pe care nu le discută nimeni. Institutul Național de Statistică, de acolo le-am preluat, și Eurostat. Pericolul este de o gravitate excepțională. De ce? Pentru că dacă în perioada după 1989 noi pierdeam populație din migrație, știți bine, și din scăderea naturală, da? În general, cam puțin peste 1 milion de locuitori la 10 ani, deci din 23 de milioane am ajuns 19 milioane. Unii zic că chiar mai puțin. În anul trecut, 2021, nașterile în România au fost sub 180.000 de copii. Ceea ce este o dramă, pentru că anul 1886, Principatele Unite, am avut 212.000. Raportul este 100... la 15 ani, față de 65 de ani, 100 la 124. Când acest raport trece de 1 la 1, înseamnă că țara respectivă este în pericol de pierdere nu doar masivă a populației, ci de dispariție. Deci situația demografică este de o gravitate absolută. Da, știți de unde și pleacă. Eu am mai avut discuția asta acum 10 nu, ani. Era, vorbesc era, de era cu scăderea ministrul naturală. Al muncii din România. Eram de la vremea respectivă, noi și cu Spania, suntem primul bloc în Europa de 12-13 ani, pe populația tânără, 20-30 de ani, la șomaj, adică nu au de muncă. Ăștia, ce să facă în România? Pleacă, o iau, se duc în Spania, în Italia. În... Eu nu vorbesc numai de migrație, eu vorbesc de scăderea naturală. Problema este că nu se da, mai nasc mai copii. Multe... Că nu este foarte grav asta. E mai grav decât migrația, ce vă spun eu. Exact acest raport de care vă spuneam și care este esențial în da, orice statistică. Dar vedeți o politică... Imediat vă spun. A statului imediat, român? Imediat vă spun. Deci, referitor la calculul între tinerii la 15 ani și persoanele adulte la 65 de ani. Când acest raport, încă o dată spun, depășește 1 la 1, cum este la noi, este cam la 100 de tineri de 15 ani, sunt 124 de 65 de ani. Este foarte grav. Suntem în pragul de dispariție, nu doar ca națiune, ci ca stat, dacă continuăm așa. Cum motivezi ca să fie copii? În primul rând, baza și fundamentul care s-au spus de atâtea timp este să promovezi permanent valorile creștine și familia tradițională. Mă rog, a încercat primul... Polonia, are Polonia un plan care, mă rog, nu le-a ieșit în totalitate. Este esențial pentru noi ca țară, însă în același timp nu se poate face așa azi alb, mâine este negru și ia un televizor sau ia o mașină. Aici este o chestiune de mentalitate, o chestiune de morală, o chestiune de spirit care s-a pierdut în această țară. Da, și de strategie, domnul Georgescu. Bineînțeles că n-am avut nicio strategie pe acest domeniu. Ați vorbit de gaze. În 2013-14, în Ungaria, amicul nostru pro-rus Victor Orban a zis, băi, avem 40% din case care se încălzesc pe lemne, pe nu știu ce. Trebuie să ajungem la spre 100%.
Prima chestie, banii, să tragem țeava, să aibă ăla în casă, în apartament, și în al doilea rând, să luăm gaz. Și au ajuns astăzi de la 40% la 96%, iar noi suntem, bine mersi, tot la 35%, cu gaz, cu ce spuneți la asta. Și înainte de legea offshore a venit aici șeful noi tăiem lemne, asta e nivelul din Ungaria, când s-a discutat despre construcția Bruia și a zis, voi n-aveți nevoie de gaz, voi faceți în centrul Bucureștiului un foc mare și dați foc. Noi avem nevoie de gaz să băgăm la sate. Dumneavoastră vorbiți despre natalitate și despre demografia populației, da, este foarte ce se grav, preconizează ce se întâmplă, în viitor. Grav. Dar da. Ce facem acum? Cum luăm spuma industrială? Cum vom participa cum la reconstrucția? Mai am o piesă pe care trebuie să vă spun neapărat în acest context. Deci asta e prima cu demografia. Însă ceea ce este foarte grav este că noi ajutăm pe alții și nu ne ajutăm pe noi. Și vreau să vă dau câteva cifre. Așa. În primul rând, copii abandonați și în orfelinate, câți copii avem? Sunt în jur de 60.000. Sunt 9.000 de copii care intră pe an și din care pleacă prin adopție 1.000. Știți câți copii ucrainieni erau ieri în România, în mare parte orfani? 30.000. Tocmai jumate din cât sunt în casele noastre. După aceea, cerșetori. În București avem în jur de 20.000, plus 12.000 sezonieri. În general, în toată țara sunt în jur de 300.000 de cerșetori. Drama este că gradul de sărăcie, suntem pe primul loc în Europa, cu peste 23%, din care, atenție, 21% sunt bărbați, 24%, apropo de ce v-am spus mai devreme, pe demografie sunt femei, și 40% și peste sunt copii. 28% din aceștia din copii nu au cu ce să se îmbrace, 27% nu au încălțăminte și peste 40% nu au avut o jucărie în viața lor. Ieri au apărut cifre oficiale, 1,3 milioane de copii trăiesc sub pragul sărăciei în România. Cei handicapați sunt 100... Nu, vă rog să reformulați pentru că nu cu este deficiență. Folosit. Oamenii cu deficiență. Cu dizabilități. Dezabilități. Sunt în acest moment peste 159.000. Bine, aici știți că mulți au și certificate de ale false. Nu mai noi vorbim de statistica existentă. Nu știu cât sunt. Problema este că în agricultură, în general, în ceea ce se lucrează astăzi în România, pentru că forța de muncă a plecat, se lucrează cu familia proprietarului, cu persoane cu dizabilități și cu oameni în vârstă. Deci noi nu mai avem forță de muncă necesară pentru că pleacă. O instruim aici, în general, prin școală, și pleacă în afară. Și punctul culminant, evident, îl reprezintă educația. Unde aici am pierdut enorm în toți acești 30 de ani, pentru că în loc de educație a fost loc o non-educație și școala nu a avut decât un singur subiect, cum să-l transforme pe copil în argat. Pentru că altfel nu ajungeam în această poziție ca să nu avem niciun fel de remarcă, niciun fel de substanță în a transmite ceva față de vocea noastră, care trebuie să fie singulară. Aici vreau să ajung. Vocea noastră nu trebuie să fie într-un cor. Noi suntem într-o structură creștină, într-o structură care ne-a remarcat în istorie. Dacă nu știi de unde vii, nu ai cum să știi unde te duci. Gândiți-vă că noi suntem aici de peste 800 de ani ca istorie. Eu când am vorbit de Victor Orban și a spus în 2013, a zis băgăm gaz la toată populația în case, omul a avut o strategie în cap, a zis iau gazul de acolo, țeava de acolo și fac produsul finit. Noi, când spuneți dumneavoastră de chestiile astea, ați văzut unul, apropo de învățământ, să vină, nu știu, 2, 3, 4, 5 miniștri care au fost la învățământ să zică, bă, avem problema asta. Hai să vedem cum o rezolvăm, nu? Hai, scrie fiecare pe hârtie frumos, hai să facem un plan pe 4 ani, pe 5 ani, pe cât se poate, și trecem la treabă. La noi avem în politică numai povestitori. Din 90 au fost, câte școli au fost? Peste 120 și ceva au fost în Ucraina, au rămas 8. Deci de aici se vede că nu a interesat pe nimeni ce înseamnă cel mai important deziderat al neamului românesc, anume cultura, tradițiile. Limba. Ce cultură, domnul Georgescu? Eu am fost la liceul românesc din Tiraspol, m-au băgat ilegal în Transnistria ca să pot să ajung la oamenii care au speriați de bombe. Speriați? Hai să ne întoarcem. Haideți să ne întoarcem la ce ne propusesem. Răspundeți-mi la totuși
la viziunea dumneavoastră din 2014 și ulterior în 2016 ați reluat aceleași idei. Da. De unde... De pe ce v-ați bazat? În primul rând, experiența pe care am acumulat-o și la ceea ce am văzut în sistemul internațional, în special în întâlnirile care nu totdeauna erau oficiale, cele neoficiale sau închise, îmi arătau două lucruri. Că totul se joacă pe securitate proprie în această lume, unde noi eram descoperiți total și nu de acum, de 30 de ani suntem descoperiți pe acest domeniu, în care nu am știut să negociem niciodată nimic, cu toate am avut cărți mari în mână pe care le puteam face. Și a doua, că toate întâlnirile mari, cum erau cele în care participam și la care am fost practic aproape în toate, cele mai importante de dezvoltare durabilă, se finalizau cu două subiecte. Cum creștem consumul și cu gala dinner. Separat de asta, am văzut ce se întâmplă în Africa, unde iau ca exemplu, toate că sunt mult mai multe, compania Nestlé. Toată lumea o cunoaște. Trebuie să dați mai multe exemple, nu avem voie doar o singură firmă. Trei. Bun, dă mai multe. Cumpără 1000 de metri cub de apă cu un dolar și vinde apa de 250 de grame cu 3 euro în Africa. Deci tot ce înseamnă resurse naturale sunt extrase cu bună știință de marile corporații și revândute la prețuri uriașe. Da, dar asta se întâmplă pentru că li se permite, domnule Georgescu, așa cum li s-a permis și în România. La 1000 de litri redevența este un leu la apă minerală. Și acele companii mari despre care vorbim, Coca-Cola, Pepsi-Cola, au fabrici de îmbuteliere a apei minerale și statul român ia o redevență de un leu la 1000 de litri. Așa este. Continuați-vă ideea, vă rog. Ideea este în felul următor, că ca să poți să controlezi o omenire întreagă, trebuie să-i controlezi resursele. Și cei care au gândit acest plan diabolic, l-au gândit pe această formulă de joc. Și sigur, vezi asta din expresii, vezi din cuvinte, așa cum a făcut-o de curând Bill Gates la finalul lunii februarie, la München, unde a fost invitat la Consiliul de Securitate. Invitat. Și pe scenă fiind... Haideți să vedem imaginile, că le-am pregătit. Perfect. Haideți să vedem imaginile cu Bill Gates. Nu, sunt cele de la München, de anul acesta, din februarie 2022. Despre vaccin. Where we are today in beating COVID-19. Well, the... you know, sadly... The virus itself, particularly the variant called Omicron, is a type of vaccine. That is, it creates both B-cell and T-cell immunity. And it's done a better job of getting out to the world population than we have with vaccines. If you do sero surveys in African countries, you get well over 80% of people have been exposed either to the vaccine or to various variants. And so, you know, what that does is it means the chance of severe disease, which is mainly associated with being elderly and having obesity or diabetes, those risks are now dramatically reduced because of that infection exposure. And, you know, it's sad we didn't do a great job on therapeutics. You know, only here, 2 years in, do we have a good therapeutic. Vaccines, it took us 2 years to be in oversupply. Today, there are more vaccines than there is demand for vaccines. And, you know, that wasn't true. And next time we should try and make it, instead of 2 years, we should make it more like 6 months. In terms of reaching the goal, the WHO's goal of vaccinating 70% of the global population by July of 2022, show of hands on this stage, do we think it's going to happen?
think. Do you think it's going to happen? What? To get to vaccination of 70% of the population of the world. No, it's too late. Too late. I mean, there's a lot of diseases out there. That demand does not exist for that. I mean, countries should be able to set priorities. Yeah. Ce spune de fapt Bill Gates, domnule Georgescu? Că totul a fost un premeditare. De ce spuneți asta? Păi a spus-o el, n-a spus eu. Și din acest motiv, în 2014, când eu cel puțin vedeam cum stau lucrurile de ultimii cel puțin 4-5 ani, întâlnirile foarte importante în care, apropo, România, ca diplomați care erau trimiși, ori le ignora, ori habar n-avea ce se întâmplă acolo, se vedea limpede ce se va întâmpla în zona anilor 2020. Pentru că totul se juca pe modul în care poți să construiești populația lumii, economic și alimentar, să nu aibă nimic și să poată să respecte Pot să vă spun că Bill Gates a fost și el vizionar, precum dumneavoastră, sunt cu ghilimele de rigoare afirmațiile mele, dar aș vrea să vedem și celelalte imagini. Ce spunea? Tot așa, cam în același timp cu dumneavoastră, de data aceasta care sunt amenințările lumii și ce ne paște în cazul unei pandemii. Haideți să vedem. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Da. În 2015 spune asta. Ce să vedeți că acum avem și război, și amenințare nucleară, și pandemie, pentru că se anunță în perioada următoare să ne întoarcem la pandemie. Cam așa sună ultimele informații. Da, deci ceea ce a spus sau ceea ce am văzut cu toții în acest mic reportaj nu a avut o viziune, ci l-a pregătit prin manipulare ce ar fi trebuit să se întâmple și ce s-a întâmplat deja acum. Pentru că manipularea este o operă foarte fină, este practic o cacealma perpetuă pe marea scenă deschisă a lumii, unde cad pradă statele care răspund doar la un apel și nu sunt suverane. Aici este cheia jocului. Ori în acest moment este o masă de oameni care sunt supuși fricii și prin frică poți să controlezi orice. Dacă deja s-a anticipat povestea că, uite, am lăsat liberă populația și deja avem cazuri din ce în ce mai multe, pentru că războiul se va termina și se va intra din nou exact în ce spunea Bill Gates. De data asta nu o să mai fim nepregătiți, ci o să facem vaccinul în 6 luni de zile. Deci, cine nu înțelege că, sau cade în această plasă că un război este urmat, sau război este urmat de un alt război, război actual de un altul, înseamnă că ei și-au făcut treaba și au scos, de fapt, cel mai important virus care, de fapt, controlează mintea. Da. Pe ce vă bazați totuși? Adică, eu am găsit aceste informații, eu am stat și am căutat și le-am pus cap la cap. Vor să spună că suntem conspiraționiști.
Sunt declarații clare, anul este foarte clar. Dar le-a spus el, nu le-am spus. Nu cred în coincidențe. Controlează mintea. Cine? Cine este în spatele? Că nu putea să facă Bill Gates singur toate aceste lucruri. Noastră spuneți că din informațiile și din ședințele la care ați participat se contura clar o tendință de a controla oamenii. Cu cât oamenii erau puși în poziții cheie, că m-ați întrebat de minte, nu numai slab pregătiți, ci obedienți. Exact în pozițiile de decizie. Cei care puteau să aibă o poziție, puteau să spună ceva, tot timpul erau marginalizați sau, și mai mult, dați afară. Domnule Georgescu, și, vă rog, continuați-vă ideea, iertați-mă, cred că ați terminat. Mă scuzați pe mine. Și în această situație, pot să vă spun așa, că este o omenire întreagă care, sau o masă întreagă de oameni care este pierdută în ceață. Amenințați sau amețiți de doctrine decadente, amenințați de iluzii și vizitați de chimere, tocmai pentru a se prelua comanda comunicării, și anume mintea. Pentru că în momentul în care îl faci pe om să-i fie frică permanent, el nu mai are capacitatea de a sta focusat pe ce are el de făcut, profesia lui, pe modul în care el se face util societății, comunității din care este. Luați exemplu României, v-am dat câteva date, dar vă dau încă una foarte importantă. Oamenii care sunt nefericiți, sunt nefericiți pentru că ei nu își pot demonstra vocația. Nu își pot demonstra iubirea din interiorul lor, din ceea ce fac. Domnule și Georgescu, sunt supuși unui singur trend. Nu vreau să ne îndepărtăm de la subiectul pandemiei și vă spun de ce. Pentru că în spațiul public circulă în ultimele două zile cum că de la 1 aprilie autoritățile ar reintenționa să introducă starea de alertă din cauza creșterii numărului de cazuri. Am citit astăzi o postare și a domnului avocat Gheorghe Piperea, care este în această seară în legătură directă cu noi. Bună seara, domnule Piperea! Bună seara! Domnule Piperea, cumva dumneavoastră veniți să spuneți cam același lucru pe care l-am văzut spus de Bill Gates la München în luna februarie, și anume faptul că nu mai e cerere de vaccinuri și ceva trebuie făcut, spuneți dumneavoastră, că s-ar pregăti din partea autorităților ca de la 1 aprilie să se reintroducă starea de alertă. Aveți ceva concret sau este doar o bănuială? Aveți vreo probă în acest sens? Sunt discuții pe care le-am făcut cu oameni care sunt în preajma acestor decidenți și acum aproximativ o oră și ceva, eram la o altă televiziune în direct, am vorbit cu unul dintre cei mai cunoscuți doctori epidemiologi din perioada asta de pandemie, șeful de secție de la Balș, și l-am întrebat exact acest lucru, dacă se preconizează sau nu să se reintroducă restricțiile. Și răspunsul domniei sale a fost destul de preocupant. Ca să-i spun numele, ca să știe despre ce vorba, este domnul Marinescu, cred că știți. Domnul Adrian Marinescu, da. Da, și a răspuns așa, că deocamdată nu pare să fie motive pentru asta, dar că dacă cumva apare un trend în Uniunea Europeană, cu siguranță că se vor introduce aceste restricții și la noi. Eu am întrebat chestiunea asta, printre altele, în vederea intrării în vigoare a noilor restricții în Austria, miercuri, săptămâna viitoare. Exact. De aici eu am extras concluzia că bănuiala, și de fapt nu e vorba doar de bănuială sau intuiție, temerea mea este că probabil că autoritățile au considerat că a fost suficient de mult să stăm în stare de libertate 2-3 săptămâni și să ne revenim la normal, între ghilimele, care de fapt este un anormal. Lucrurile sunt, cum să-i spun, deranjante, pentru că pe de o parte s-a spus că de foarte multe ori că în momentul în care spitalele vor fi eliberate oarecum de cazurile grave de COVID,
se va ridica starea de alertă. Nu s-a întâmplat chestiunea asta chiar înainte de 8 martie, când a decretat domnul președinte că se termină starea de alertă, dar asta este un lucru suplimentar care este deranjant și irritant. De ce s-a terminat totul așa de brusc și de ce să se reia totul de la capăt tot așa de brusc? De vreme ce în momentul de față ne uităm pe cifre și vedem că, iarăși, nu sunt niște cifre atât de îngrijorătoare încât să ne trezim din nou cu restricții. Nu vreau să mă învârt prea mult în jurul cozii, ci vreau să vă spun doar atât, că senzația mea este că e un plan pentru a se reveni la aceste măsuri de restricție. Știți de ce? Pentru că, pe de o parte, sunt câteva miliarde de doze de vaccin care nu au fost utilizate și e păcat de ele, nu-i așa, că au fost săracele plătite în avans, vorbim de vreo 50-60 de miliarde de euro. Sunt măști pe stoc, sunt tot felul de instrumente din astea sau echipamente sanitare care sunt pe stoc și care n-au fost vândute și e păcat de asemenea de ele. Asta este primul palier pe care puteți să-l luați sau nu în tentă ironică. Mai grav este altceva, că autoritățile noastre au descoperit că foarte curând se va termina războiul și că războiul care a fost o bună perdea, cortină, față de responsabilitățile pe care le au în pandemie toți apostolii pandemiei, dacă războiul se termină, atunci, într-un fel sau altul, oamenii aceștia vor fi nevoiți să dea niște răspunsuri la niște întrebări, inclusiv niște răspunsuri penale. Și atunci au văzut că nu funcționează nici cu legea aceea absolut aberantă, proiectul acela absolut aberant privitor la starea de criză, s-au spus, stai și o secundă, totuși că avem la dispoziție un preconizat val 6 pe care l-a anunțat încă de acum 3-4 săptămâni. Da. Totuși, domnule Piperea, nu este vorba doar de România. Așa cum bine ați spus dumneavoastră, în Austria se reintroduc restricțiile. Astăzi am văzut chiar că și în Marea Britanie se ia în calcul pentru anumite categorii vulnerabile să se facă doza 4 de vaccin. Am urmărit acest lucru, însă vă spun două aprecierea ale mele, în calitate de jurist și în calitate de om care a citit extrem de mult în domeniul ăsta al politicilor sanitare, suficient de mult încât să spun că știu mai multe decât știe jurma, da? Pe care mereu îl las pe la televizor. Nu. Unu. Să știți că am fost singura care a făcut emisiune despre adevărata pregătirea domnului Jurma. Ok. Două lucruri vreau să vă spun. Că nu ai nevoie neapărat ca să lupți împotriva unei epidemii sau pandemii de stare de alertă sau de urgență. Se pot lua măsuri, inclusiv de carantină, fără să ai stare de alertă sau de urgență. Noi chiar avem o lege pe care eu am calificat-o ca fiind nazistoidă, 136/2020, care vorbește despre carantină. Asta este unul la mână. În al doilea rând, în pandemie, în pandemie se întâmplă uneori să mai și confunzi gripa sau răceala. E frig afară și să mai faci și gripe și răceli cu COVID-ul. Ca să închid. Nu vorbesc aici despre vise ale mele sau de glume. Nu fac ironic. Testul RT-PCR, care a fost utilizat aproape exclusiv 2 ani de zile în această pandemie, încă se mai utilizează în România, a fost scos totuși din uz în Statele Unite, printre altele pentru că s-a constatat că nu sunt rezultate viabile pe care le dă acest test. Ba chiar la un moment dat se spunea, la modul oficial, că nu se poate face diferența între gripă, în simpla gripă, și COVID. Până și cifrele care se utilizează pot să fie puse în discuție din punctul acesta de vedere. Și de aceea, a se reveni la situația asta de restricții, după părerea mea, nu are decât un singur scop. Camuflarea responsabilităților patrimoniale, penale, pe care le au cei care s-au ocupat cu pandemia până în momentul de față. Pentru că, din punct de vedere sanitar, nu există nicio motivație. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Piperea, pentru intervenție. Domnule Georgescu,
iată o altă abordare, dar în aceeași idee. Dacă dai voie, numai o secundă. Eu urmăresc fenomenul ăsta cu noua pandemie de câteva săptămâni. Și l-am observat pentru prima dată în China acum 10 zile, 12 zile, care i-au închis marile metropole. Și m-am uitat, de exemplu, la una din zonele închise, la Shenzhen sau ceva de genul ăsta. Oraș, metropolă cu 17 milioane de locuitori, unde este sediul Huawei și toată zona industrială a Chinei. Deci la 17 milioane de locuitori au închis metropola pentru, câte cazuri credeți, oficial, 60. Și atunci am zis, băi, e ceva necurat în afacerea asta. Și am întrebat niște oameni din industrie pe care știu că au contracte cu China. Și am zis, băi, voi cum stați cu China? Cu zona aia, cu Jansen, cu ce cumpărați de pe acolo? Și zic, dom'le, nu mai putem să cumpărăm, au crescut prețurile, au blocat transporturile. Și atunci am zis, băi, pe fundul războiului și ăsta, niște băieți, prietenii noștri chinezi, au încercat să facă și niște bani, niște profituri în plus, cu 60 de cazuri de coronavirus la 17 milioane de locuitori, ceea ce, într-adevăr, e o pandemie înfricoșătoare, ca să spunem așa. Și de așa se fac banii. Domnule George. Sigur, da. Tot ce s-a spus categoric, îmbrățișez ce a spus domnul profesor Pipera, însă dincolo de asta este un plan foarte bine pus la punct pentru întreaga omenire. Eu despre asta vorbesc și de aceea am spus foarte precis din 2014 că va fi o criză teribilă de hrană și apă. Nu știam mai mult nici eu, dar se prefigura acest lucru. Pentru că în ultima instanță, mai mult decât banii, oamenii și-au dorit puterea. Și anumiți oameni. Puterea ca să ce, domnule Georgescu? Puterea este un drog, categoric, pe care l-am văzut în multe poziții internaționale unora și se vede și în țara noastră, la ce puțin la câțiva, care depășește cu mult limitele de a avea doar putere financiară. Puterea de a controla. Și dincolo de acest aspect... Dar tot pentru scopuri economice, presupun, financiare, economice, doar puterea așa ca și dorință? Și datorită faptului de a controla foarte bine tot ceea ce au furat. Pentru că această... Vă referiți în întreaga lume? În întreaga lume. Pentru că această pandemie are în spatele ei o resetare financiară. Aici este jocul. Cum facem? Și vă spun în două cuvinte. Cum facem să acoperim ceea ce am furat? Îl arătăm pe ăla cu degetul sau pe voi, care nu ați fost capabili să munciți cum trebuie și acum noi suntem nevoiți să ceva ani de zile. Am fost singura țară din lume care am făcut acest lucru. Și al doilea este faptul că se dorește în mod expres, cum spuneam, să se ascundă toată mizeria economică, pentru că totul, de fapt, a fost o dramă la nivel economic. Și de aceea vă amintiți că în emisiunea dumneavoastră eu am propus un nou concept economic, pentru că e clar că acesta nu mai funcționează și nu mai funcționează de mult, nu doar de acum. N-a funcționat nici în comunism, nu va funcționa nici în corporatismul globalist pe care îl trăim astăzi. Și pe acest principiu se dorește, pe de o parte, reducerea populației lumii foarte serios și asta este iarăși o manipulare, pentru că se spune, domnule, suntem prea mulți. Nu este adevărat. Știți că colegii mei au făcut și un material despre acest lucru, pentru că de foarte mulți, de zeci de ani se tot vorbește despre faptul că suntem prea mulți. Totul s-a pregătit metodic pentru că suntem prea mulți. Și eu am căzut în plasa aceasta, de exemplu, cu schimbările climatice, personal, pentru că era meseria mea, dezvoltarea durabilă. Nu este adevărat. N-ai nicio legătură. De aceea acum taxele de carbon, știți bine că sunt adăugate la prețul pe care l-avem de plătit permanent și se împovărează și mai mult datoria și ni se spune că trebuie să plătim tot timpul taxa de carbon. Și după ce o să se termine pandemia, o să urmeze taxa de carbon sau alte povești de genul acesta. Trebuie să luăm pauză de publicitate și după ce ne întoarcem din pauză, o să le arătăm telespectatorilor de când se vorbește despre faptul că suntem prea mulți și cum ar trebui să se producă selecția naturală. Nu știu cum să o numesc, nu vreau să par cinică, dar... Așa pare ceea ce se întâmplă de ani de zile. Și după următoarea pauză, pentru că sunt foarte mulți care spun, domne, vorbește
aiurea, ce globalizare, ce teorice. Am pregătit un material cu Donald Trump de data aceasta într-un discurs din septembrie 2019 de la ONU, okay, unde vorbește despre globalizare. Da. Acela e celebru. E un discurs absolut celebru. Exact. Să știți că la ONU nimeni în istorie nu a mai avut un discurs pe cum a avut Donald Trump. Luăm pauză de publicitate și vedem cele două materiale după pauză și le și comentăm împreună. The free world must embrace its national foundations. It must not attempt to erase them or replace them. Looking around and all over this large, magnificent planet, the truth is plain to see. If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold on to your sovereignty. And if you want peace, love your nation. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique. Globalism exerted a religious pull over past leaders, causing them to ignore their own national interests. But as far as America is concerned, those days are over. Yet here in the United States and around the world, there is a growing cottage industry of radical activists and non-governmental organizations that promote human smuggling. These groups encourage illegal migration and demand erasure of national borders. Today, I have a message for those open border activists who cloak themselves in the rhetoric of social justice. Your policies are not just. Your policies are cruel and evil. You are empowering criminal organizations that prey on innocent men, women, and children. You put your own false sense of virtue before the lives, well-being, and countless innocent people. When you undermine border security, you are undermining human rights and human dignity. Domnule Georgescu. Pot să vă spun că este prima oară în istorie când cineva poate să spună asemenea lucruri spuse de președintele american Donald Trump, pentru că nu numai că asta este realitatea, ci ne-am adâncit, toată omenirea de fapt s-a adâncit într-un hău al corectitudinii politice și al relativismului moral atât de adânc încât nu mai suntem capabili să spunem cine suntem noi ca oameni. Și dacă nu știi cine ești tu, evident că sunt alții care spun cine ești. Și de aici vine drama acestei lumi. O lume întreagă care are probleme imense în străfundurile noastre ca oameni și vreau să precizez un lucru, că nu ne putem vindeca decât împreună. Ei știu asta, cei care fac aceste jocuri. Și atunci ne dezbină ca să nu se întâmple acest lucru. Da, pentru că este foarte bine și am cunoscut mulți oameni, la rândul meu am lucrat foarte mult cu mine însumi, să știu cine sunt. Pentru că școala, așa cum am spus mai devreme, cred, dacă nu mă scuzați, repet acum, are un singur scop. Să transforme copilul în argat. Asta n-am spus-o eu, a spus cel mai mare pedagog al Statelor Unite, John Taylor Gatto. Uriaș, un gigant. Și care a arătat, în esență, că educația este, de fapt, o non-educație și copilul nu este un copil educat, ci este un copil dresat.
Trebuie să luăm din nou pauză de publicitate și ne întoarcem după pauză cu materialul de care spuneam mai devreme. Vorbeați dumneavoastră despre acea teorie că suntem prea mulți și că nu este reală. Dar ea durează de câteva zeci de ani, această teorie. Și o să vedem materialul după ce ne întoarcem după pauză și apoi comentăm și o să comentăm și raportul forumului de la Davos. O să vorbim și despre dedolarizare, pentru că este un fenomen extrem de important despre care unii vorbesc acum, dar el a început încă din 2014, după anexarea Crimeei. De lungul timpului, mai multe persoane celebre cu roluri importante în societate au dat o serie de declarații ce pot fi catalogate cel puțin controversate și care au fost parcă menite să dea naștere și să perpetueze anumite teorii ale conspirației. Printre cele mai mari personalități care și-au exprimat ideile controversate se află al 26-lea președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt. Societatea nu face nicio afacere dacă permite degeneraților să-și perpetueze specia. Nici David Bauer, directorul executiv al Sierra Club, nu s-a abținut și și-a exprimat părerea despre dreptul la procreere. Graviditatea ar trebui să fie o crimă împotriva societății, cu excepția cazului în care părinții dețin un permis de la guvern. Toți potențialii părinți ar trebui să fie îndemnați la a folosi produse chimice contraceptive, guvernul furnizând antidoturi cetățenilor aleși pentru fertilizare. Reducerea populației a reprezentat o temă de interes pentru multe personalități, printre care și Ted Turner, marele antreprenor american. O populație totală mondială de 250-300 de milioane de persoane, cu 95% mai puțin decât în prezent, ar fi ideală. Despre suprapopulare și ce reprezintă asta pentru planeta a vorbit și Dave Foreman. Eu cred că suprapopularea umană este problema fundamentală pe Pământ astăzi. Noi, oamenii, am devenit o boală, virusul om. Primele mele trei obiective principale ar fi reducerea populației umane la aproximativ 100 de milioane în întreaga lume, distrugerea infrastructurii industriale și, în al treilea rând, să văd cât mai multe zone pustii. O altă declarație șocantă a fost făcută de fostul secretar de stat al Statelor Unite, Henry Kissinger. Depopularea ar trebui să fie cea mai mare prioritate a politicii externe față de lumea a treia, pentru că economia Statelor Unite va necesita cantități tot mai mari de minerale din străinătate, în special din țările mai puțin dezvoltate. Persoanele în vârstă sunt consumatori inutili. Populația lumii trebuie să fie redusă cu 50%. Una dintre cele mai șocante idei îi aparține unui profesor de la Stanford, Paul Ehrlich. Un cancer este o multiplicare necontrolată a celulelor, iar explozia demografică este o multiplicare necontrolată de oameni. Noi trebuie să mutăm eforturile noastre de la tratarea simptomelor la extirparea cancerului. Operațiunea va cere multe decizii aparent brutale și lipsite de inimă. Și fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov vedea reducerea populației ca pe o salvare pentru planetă. Noi trebuie să vorbim mai clar despre sexualitate, contracepție, despre avort, despre valoarea controlului populației, deoarece, pe scurt, criza ecologică este criza populației. Reduceți populația cu 90%, iar apoi nu vor mai fi suficienți oameni pentru a face atât de multe daune ecologice. Cu mult înainte de debutul pandemiei, Bill Gates a făcut o declarație tot pe tema reducerii populației, declarație care a dat naștere la sute de teorii ale conspirației. Astăzi lumea are 6,8 miliarde de oameni și ar putea crește până la aproximativ 9 miliarde. Acum, dacă am face o treabă foarte eficientă cu noile vaccinuri, cu asistența medicală, cu serviciile de sănătate și control al reproducerii, am putea reduce aceste cifre cu 10 sau chiar 15%. Teorie extreme a lansat și David Rockefeller, marele banchier american. Suntem pe punctul de a realiza o transformare la nivel mondial. Tot ce avem nevoie este o criză majoră credibilă și națiunile vor accepta noua ordine mondială. Domnule Georgescu, e o abordare care pare că se transmite așa de la o generație la alta de politicieni și oameni de afaceri și profesori. Îmi spuneau colegii mei în timpul materialului că și Christine Lagarde este autoarea unei declarații controversate despre bătrânii peste 65 de ani. Ulterior. Eu vă spun că peste fraudă, cea mai gravă este autofrauda, adică înșelarea de sine. Atunci când se pune o pânză neagră peste mentalul colectiv și de aici totul se duce într-o degradare masivă. Omul când nu știe cine este și de fapt asta s-a urmărit, devine o pradă ușoară pentru cei care își doresc puterea. De aceea
V-am spus la începutul emisiunii, vă spun și acum, este un moment istoric, nu doar pentru noi ca țară, pentru întreaga omenire, de a se întoarce la rădăcini, de a se întoarce la valorile creștine, care ne-au fondat ca oameni. Hašek, Jaroslav Hašek, spune așa: oameni buni, fiți vigilenți, vi se trage preșul de sub picioare pentru a vă lua ce aveți mai de preț, și anume umanitatea divină din voi. Noi ne pierdem umanitatea prin tot ceea ce se întâmplă. Această teorie cu reducerea populației o știu la rândul meu din 1992-93, odată 92, odată cu conferința de la Rio de Janeiro pe dezvoltare durabilă. De atunci, eu personal am tot auzit-o, a fost și înainte, e adevărat, de 89, mai citeam prin diverse cărți, și vă mărturisesc aici, în această emisiune, că aproape că o credeam. Și am realizat că este un mare fals, exact cum v-am spus mai devreme, și cu cea legată de schimbările climatice. Nu este adevărat. Totul este pentru o singură direcție. Cu cât sunt mai puțini, cu atât îi controlăm mai ușor. Vedeți dumneavoastră... Povestea orice... cu schimbările climatice a dispărut brusc acum, când da, s-a constatat o să reapară. Să știți, controlul, aici vreau să ajung, să vă spun, controlul înseamnă modul în care ai ușurința de a-i ghidona pe toți pe un culoar și nimeni n-are voie să-și pună nicio întrebare. De aceea au inventat cea mai prețioasă instituție, școala. Pentru că fiecare copil în această lume, că este în România, că este în Africa, oriunde ar fi, fiecare copil se naște inteligent și ulterior se poartă ca un adult lipsit de inteligență. Cu alte cuvinte, ne naștem bogați și murim săraci. Pentru că în acest proces intervine educația, care nu este de fapt decât un element enorm de manipulare, în așa fel încât omul, cum spuneam, să nu mai știe cine este. Și atunci când apar câțiva rebeli, ați spus dumneavoastră așa, sunt scoși. Societatea nu-și afară. Dorește ca tu să fii inteligent, ci mediocru. Cu cât ești mai mediocru, cu atât ești mai ușor de manipulat. Sigur că da. Permanent trebuie să fii în coordonarea cuiva. Exact. Despre asta este vorba. Vă dau un exemplu pentru câteva minute, dacă îmi permiteți, care este esențial în acest context. În misiunile pe care le-am avut când lucram la Organizația Națiunilor Unite, am fost și în insulele Marshall. Un loc unde niciun coleg de-al meu nu vrea să se ducă. Și am aflat ulterior de ce. Acolo, în 1958, da? Statele Unite au făcut câteva experiențe nucleare și anume au lansat în Pacific, în apropiere de insulele Marshall, un număr de 67 de bombe nucleare. Menționez că fiecare era mai mare de 1000 de ori decât bomba de la Hiroshima. Eu am ajuns acolo, în insulele Marshall, pentru a vedea despre ce este vorba, pentru că, evident, situația dramatică, acum 7 ani, 8 ani. Acei oameni nu aveau conceptul de ceea ce înseamnă doctor. Adică le spuneai la vremea respectivă doctor și el nu înțelegea ce înseamnă acest lucru. Pentru că nu avea nevoie de nimic. Nu știau nici măcar că a fost al doilea război mondial. Nu știau nimic. Trăiau ca în paradis. Însă locul acela este extrem de important din punct de vedere strategic și sigur că după acest experiment au murit foarte mulți oameni, s-au îmbolnăvit foarte mulți și practic viața s-a degradat total. Practic nici nu mai există. Oamenii trăiesc cu o medie de viață până la vreo 40 de ani, cam așa. Înainte se trecea ușor de 150, acum la 40. 150 de ani? Da, 150 de ani. Și asta este tot o manipulare. Se spune că media de vârstă sau în orice caz 80 de ani, sau nu? Cam așa, 70-80 de ani. 70. De ce?
Eu nu văd de ce este chestia asta și mai ales că avem dovezi că omul poate să trăiască ușor peste 140 de ani. La fel ca și aceste constrângeri din care mentale, care ni se induc, de 8 martie trebuie să-i dai mamei sau soției flori. Eu îi dau soției mele în fiecare zi flori. De ce să fiu condiționat de data de 8 martie? Totul este făcut în așa fel încât să te condiționeze mental de sistemul care decide pentru tine. Iar tu, la rândul tău, preiei motamo situația și spui eu particip la realizarea sistemului. Și este exact fals. Ei știu foarte bine cum funcționează sistemul uman și cu cât ești mai depărtat de tine, cu atât mai ușor ești manipulat. Asta este, de fapt, toată schema jocului. Și ea se face prin, în mod special, în proporție de peste 99%, folosind cel mai important sentiment, emoție umană, frica. În momentul în care omul este împachetat de frică, îl reglezi foarte ușor. Și asta se întâmplă permanent. Aș vrea să fiu un pic mai concret la ce s-a întâmplat de la primele sesiuni pe care le urmăresc eu cu rapoartele de la Davos. Anul de referință 2014-2015, când ați avut dumneavoastră acele viziuni, au coincis cu aceste viziuni macabre. Am ajuns în situația în care se discută despre depopularea planetei. Ați auzit Bill Gates, nu o zicem noi, a zis el cu gura lui că vaccinurile vor scădea 10-15% demografia, populației. Deci există o chestiune concertată de mai mulți ani de către acești bogați ai lumii care în timpul pandemiei, cei 7-8, Bezos, Bill Gates, Elon Musk, au ajuns împreună în toamna anului trecut să dețină valori de peste un trilion de dolari. Cei trei au câștigat. Aceste oameni au acțiuni în marile corporații care lucrează cu statul. Încălzirea globală înseamnă că bogații lumii vor juca numai pe activele statului și vor înregistra profituri și mai mari, iar săracii lumii, prin închiderea minelor, prin închiderea resurselor lor, vor fi și mai săraci. Ca rezultat, a început pandemia, acum nefericitul război, există riscul revenirii la acest globalism feroce în care bogații lumii, bogații americani, nu știu de ce nu li se spun oligarhi și lor, pentru că sunt mult mai bogați decât oligarhii ruși. De ce există oligarhii? Am învățat de la Aristotel. Sunt acei oameni care, datorită lipsei de legi în statul atenian, ajungeau bogați și conduceau lumea. Deci nu e nimic nou. Oligarhul este statuat în Platon, preluat după aceea de Aristotel, și acum acești oligarhi ai lumii sunt plăcuți planetei, ei care vorbesc despre depopulare, dar anacronismul este la maximum. Să rămână 300 de milioane ca să salvăm populația. Este o acțiune împotriva îndumnezeirii din om. De distrugerea ființei. Dumnezeu a creat speciile umane ca să populeze planeta și nu... planeta a fost un tools, cum zic americani. A fost o... Unealtă. Și cum? De ce? Și ultima întrebare este de ce de la Soros încolo sunt oameni care au peste 100 de ani. Au izvorul nemuririi. Păi din motivele pe care le-am spus mai devreme, sigur că da. Din motivele pe care le-am spus mai devreme. Sunt doar restricții mentale, ca să folosesc termenul la modă, restricții. Nu este adevărat. Omul poate să trăiască liniștit 140-150 de ani și mai mult.
De aceea cei pe care i-ați menționat au această capacitate, ceilalți nu. Și nu neapărat că au capacitate, au mediul de desfășurare în consecință. Eu vă spun așa, planeta Pământ ne poate hrăni pe toți, dar nu poate să hrănească lăcomia unora. Asta nu poate să hrănească. Și asta se dorește. Continentul african, în cea mai mare a lui parte, este supus astăzi. Conducătorii care sunt acolo doar se subordonează intereselor coloniale care nu au dispărut, așa cum vă subliniez că nu a dispărut sclavagismul, ba din contră, a crescut sclavagismul în lume, și prin urmare ne îndreptăm ușor, ușor spre timpurile pe care le consideram apuse. Ele nu au dispărut. Aș mai vrea să vă adaug, la în 1993 am avut o bursă la Casa Albă și am discutat cu mulți medici din echipa de prognoze a președintelui Bill Clinton de atunci. Mi-au spus că până în 2020 vom reuși controlul individului. Marea provocare a noastră la timpul respectiv este cum să proiectăm controlul minții până în anul 2050. Controlul individului o vedem astăzi. Deci urmează 30 de ani de luptă a acestor oligarhi pentru controlul total al minții. Vor reuși? Știți ce este ca preambul? Este controlul statului. Dacă ai controla mintea, controlezi statele. Și aici s-a ajuns. Vă rog să vedeți ușor tot ce se întâmplă în această lume. Luați ce s-a întâmplat lui, ce i s-a întâmplat lui Djokovic mai de curând. Djokovic care a spus așa, nu mă mai duc la niciun turneu pentru că nu sunt de vânzare. Astea sunt cuvintele lui. Este un erou pentru mine și este un erou pentru națiunea lui. Pentru că rolul nostru în acest moment este cunoașterea de sine. Asta este cea mai importantă cunoaștere de bază a omului, cunoașterea de sine. În momentul în care a intrat în acest tăvălug dat de sistem și în special, repet, de școală, uitați-vă la copiii pe care avem astăzi. Uitați-vă cum arată liceul astăzi. Nu mai vorbesc de școlile primare. Am văzut asta la băiețelul meu din clasa a treia. Au studiat la școală, li s-a dat grele și furnică. Dar nu s-a pus problema din punct de vedere al artei, al geniului celui care a scris-o, al modului fabulos de legătură cu natura. Și întrebarea la școală a fost cu cine ții? Cu grele sau cu furnică? Asta s-a întâmplat de curând. Este exact ce se întâmplă nouă astăzi. Ești vaccinat sau nu ești vaccinat? Ești pro ăla sau contra celălalt? Și este stupefiant, chiar dacă majoritatea din clasă au spus evident țin cu furnica, pentru că evident așa am fost școliți de acasă, să fii cu minte, dragul mami. De ce să fiu cu minte? Dar de ce să fiu cu minte neapărat? Asta nu înseamnă să fiu impertinent, să fiu neobrăzat, dar trebuie să-mi exprim poziția mea, libertatea ființei mele, suveranitatea ființei om este cel mai important lucru în acest moment. Dar au fost și cei care au spus, țin cu amândoi. Deci copilul, de aceea a spus, știe despre ce este vorba dacă este lăsat liber. Noi avem o singură șansă. Rolul nostru ca structură creștină este esențial, este întoarcerea la rădăcini, la bunul nostru de a fi cu mințenia pământului, cum a spus-o Brâncuș. Pentru că mintea este a noastră, pământul este al nostru, cu mințenia este virtute cardinală și Brâncuș, care ne-a pus pe orbita lumii, a știut perfect despre ce este vorba. Eu vă spun, nu există, nu cunosc olimpici, trebuie să ne întoarcem la oamenii mari, nu cunosc olimpici sau lucruri notabile care s-au întâmplat în viața celor care au fost în jurul nostru, decât printr-un curaj care a însemnat forma supremă a vieții. Și avem exemple pe care le-am trăit
constant toți, că l-am avut pe Virgiliu Constantinescu, președintele Academiei, l-am avut pe Florin Constantiniu, l-am avut pe Nicolae Cajal. Apropo, ce ar fi spus Cajal astăzi, marele virusolog? Cu siguranță vă spun că nu ar fi fost de partea corectitudinii politice, pentru că l-am cunoscut. De Marcus Solomon, care a spus cele 10 forme ale vieții, ale umanității, și a spus nevoia de a înțelege spiritul vieții, adică atunci când te scoli și respiri, simți că respiri, te miști, vezi cerul, vezi lumea, asta este cel mai mare miracol pe care ți l-a dat viața. Aceștia au fost oamenii noștri. Dar mine întrebare, vor ajunge să controleze mintea celor din 2050? Nu, până pentru că, și am să vă spun de ce. Dar stați un pic, nu o controlează deja? Că eu asta vrem să vă întreb, cum putem să ne opunem valului? Că... Nu îi pot lua. Pot lua orice. Poți să-mi ia telefonul, cărțile, orice. Dar gândul... Ba, din contră, prin aplicațiile mobile, de-abia aștept vă să-l vor dau. Putea influența asta categoric. Inclusiv visele, când se va trece la next stage, se va trece cu controlul total. Vă vor turna caloriferele de acasă, pisica, zgarda, vă va monitoriza, veți fi acolo supus unei... Eu tocmai de aceea v-am spus, gândul este important, vă rog să mă credeți, nu vă spun doar metaforic. Georgescu, trebuie să ai și pregătirea necesară să poți să gândești, fiindcă din momentul în care dumneavoastră a spus de Big Tech, eu v-am spus în pauză, în Big Pharma, mai e Big Tech-ul. Facebook-ul și ăștia, acolo unde deja lumea e obișnuită, are pușcăria de 30 de zile, adică dacă motorului de căutare nu-i place ce-ai gândit tu, te taie, te bagă, îți ia dreptul la cuvânt, 30 de zile sau mai mult, deja se pregătește chestia asta. Iar dacă lumea nu are acces la informație, nu poate ajunge la ea. Sau are acces la un anumit tip de informație. Cum poate să-și cultive mintea dacă nu ai acces la școală? Și o cultivă în sensul care vor ei. Școala de la Frankfurt este o lucrare de 80 de ani pentru schimbarea curiculei universitare. Ce se întâmplă acum cu LGBT-ul, cu politically correct, cu minoritățile protejate în dauna majorității, de fapt este o primă fază de trecerea spre îndobitocire. Aveam un nebun la Flora, la mine la Timișoara, care spunea, când eram noi puști, spunea așa: unii se nasc proști, alții se formează cu timpul. Din păcate, mulți se vor forma în paradigma societală în care există, în discursuri, scoate fiara din om. Dacă deschideți rețelele sociale, vă îngroziți. Așa este. Și acest discurs al urii este întreținut, din punctul meu de vedere, de niște... Machiavelii dezbină și stăpânește. Vă spun care este cheia. Să pledezi și să te alături iubirii în plin război. Asta este cea mai mare putere. Credeți-mă. În momentul în care noi putem să transmitem seminilor noștri, și eu fac asta constant, schimbați direcția de mers. Nu în afară, în interior. Promovați doar iubirea, iertarea. M-ați întrebat de hoți din România, cum schimbăm? Și vă spun, mizerabili. Nu, vorbim de cartea lui Victor Hugo. Când Jean Valjean, după 20 de ani, a ieșit din pușcărie, l-a primit episcopul Miriel, a stat o noapte și a furat cele două candelabre de argint. L-a prins poliția și l-a dus în fața episcopului. Și el le-a spus polițiștilor, eu i-l-am dat. Și s-a creștinat pe loc. 20 de ani a stat și n-a fost capabil. A făcut asta într-o secundă. Exact asta se va întâmpla acum. Garantat. Pentru că totul este un plan al lui Dumnezeu. A văzut ce se întâmplă. Știe ce se întâmplă. Nu ieșim din această splendoare a universului și a creației. Ea este făcută tocmai pentru a ne întoarce la rădăcini. Nu ne putem întoarce altfel. Sodoma și Gomora este acum la nivel planetar. Da, de acord cu mine. Asta e ideatic. Ce spuneam nu este mai ideatic. Oligarhii americani... Nu, nu vedeți ce aveam acum? Hai să fiu eu băiatul rău. Oligarhii americani le iau averile prin forță oligarhilor ruși. Practic e o acaparare a averilor lor prin statele din care ei fac parte.
Nu? Că asta avem de face. Fără judecată, fără nimic. Ia lua la iahtul, lua la ia vila. Dom'le, trăim în democrație. Domnul Bănin, judecă-l pe ăla cu Chelsea, nu știu ce. Deci nu mai sunt legi. Că a făcut nu știu ce. Ia-i vila, ia-i cai de la bici. Gândiți-vă ce a fost Marea Britanie, dreptul de proprietate în Marea Britanie. Și cum? Deci s-a creat un precedent prin acești oligarhi. Nu, noi nu ținem cu Abramovici, chiar dacă am ținut cu Chelsea la un moment dat. Dar nu este un precedent ăsta furtul de proprietate de acum înainte, statul va putea face orice. Unde mai e justiția? Nu mai Dumnezeu să judece Dumnezeu? Discuție. Deci, ăștia au fost, înțeleg că acum recunosc că au fost bani negri, bani murdari, dar până acum de ce i-au lăsat să investească? Și oligarhii americani au făcut banii, cum au făcut și oligarhii ruși. Cum, în Africa, câte investiții are Bill Gates? Banii negri ai pieței negre au nevoie de manipulatori albi cu gulere albe. E adevărat. Este adevărat ce spuneți și poate sunt lucruri mult mai grave decât le rostim noi aici, inclusiv de faptul că pe rețeaua internațională de pedofilie dispar anual 8 milioane de copii. Știți asta? 8 milioane. Este cât populația Austriei, pe an. Însă, dincolo de asta, ceea ce ne rămâne de făcut este exact ce v-am spus mai devreme. Să nu intrăm doar în zona de cifre și statistică materială, să ne întoarcem în noi, puterea gândului, puterea noastră de a fi lăuntrică, ei știu asta. Dar cum poți să fii singur? Dar știți care teoria asta? Că dacă n-ai burta plină, nu poți să gândești. Ba da. Stați o secundă. Ba da, Thomas Test. Trebuie să fim pragmatici, domnule Georgescu. Da, și eu aici îi dau dreptate lui Andrei. Pentru că, uite, unul dintre telespectatorii noștri, o doamnă, mi-a scris, nu vă e rușine să mințiți unde este foamete. Că este mâncare, dar e adevărat că sunt prețurile mai mari. Adică oamenii încep ușor să accepte, care le sunt impuse. Dar ce diferență este între perioada în care nu aveai și aveai bani să cumperi, dar acum când ai rafturile pline... Și nu ai bani să cumperi. Da, numai că pe rafturile pline sunt pseudoalimente. Sunt pline de plastic, de chimicale. Și o rog, îi spun doamnei respective, cu tot respectul, mâine când se duce la supermarket, că de obicei acolo se duc, nu se duc în piețe, din nefericire, să ia orice cumpără și să se uite pe partea cealaltă la etichetă. Să vadă din ce este făcut. Și dacă se duce și a doua oară, este problema dânsei. Atâta timp când în piețele din România se pune o taxă de 600 de lei, atâta este, 600 de lei pe lună, pentru o bătrânică care muncește pentru roșiile ei din curte și pentru ardeii ei de o viață întreagă, este inuman. Deci aici noi trebuie să venim. Cum scoatem umanitatea din noi de a anula taxele, de a anula impozite? Băbuța n-ajunge la piață cu ceapa, vine un domn la ea și o ia ieftin și o vinde la triplu. Prețurilor, într-adevăr, problema prețurilor mari sunt, sunt șirul nesfârșit de intermediari și de samsari între produsul finit și ceea ce ni se vinde nou. Nimeni nu vrea să vorbească de mafiile din piețe și de faptul că primarii mână-mână cu șefii piețe numiți de primari și aia care nu numai sacoșe cu mâncare la sfârșitul săptămânii, ci și foarte multe sacoșe cu bani. Și se întrețin deci partide, tot ce se întâmplă acum, politicieni. Nu asistăm la sfârșitul capitalismului? Comunismul, ca și capitalismul, a avut un singur obiectiv, să nu este proprietate privată. Vedeți ce se întâmplă în corporatismul globalist? Nu avem voie să avem proprietate privată. Eu de aceea v-am spus că singurul model, noi nu mai putem merge pe modelul actual, care este perimat, este învechit, noi nu avem cum să ieșim din acest model economic. Singurul model economic pe care îl putem face este cel al economiei distributiste, adică al răspândirii largi a proprietății private, productive, în așa fel încât lumea să simtă că ceea ce are în proprietate îi aduce și beneficiu pentru el și pentru întreaga comunitate. Este esențial. Nu l-am inventat eu, să știți. Adică pământurile America, mele, ce fac cu ele? Păi astea sunt esențiale, pentru că puteți să le vindeți
mai departe în comunitate. Și cum se fac? Stați un pic, domnul Georgescu, hai să luăm un exemplu concret de zilele astea, cu facturile. Avem Romgazul, OMV Petrom, care, mă rog, o parte la statul român, Hidroelectrica. Deci cea mai mare parte la statul român. Nu? Statul român ar trebui să-mi dea mie dividende lui Anca, lui Marius, toată afacerea asta. Pe statul român, pe mine mă taie, mă omoară cu factura. În Norvegia, da. În Norvegia se dau aceste acțiuni. Așa, da, așa da. Este. Exemplu concret din România. Bun, dar nu mi-ați răspuns, dar eu cu terenurile mele dau 50 de hectare în colectivitate. Și ce primesc în schimb? Păi, în momentul în care ați avea posibilitatea asta și s-ar forma comunități care să se întrețină singure, înseamnă suveranitatea comunității respective. De aici merge la suveranitatea întregii țări. Asta este esența. Pentru că noi nu mai suntem suverani. Noi depindem de cineva. Depindem de petrolul pe care îl punem în mașină, depindem de alimentele pe care le luăm de la supermarket, plătim facturile numai la străini. Sunteți de acord cu mine, nu? Plătești lumina, o plătești la străini. Plătești gazul, plătești la străini. Am vrut să intrăm în Uniunea Europeană, domnul Georgescu. Și nu ne dorim să se schimbe lucrurile. Noi nu ne dorim să se schimbe acest lucru, exact. Noi nu ne dorim să se schimbe, dar dorim să avem un cuvânt de spus, să fim o voce. Și acesta este momentul de care v-am spus. Cum putem să facem asta? Diplomația românească este esențială aici. Îmi pare rău că revin, dar diplomația permanentă ca principiu este crucial în acest moment. Dacă mâine ați fi președintele României, domnule Georgescu, ce ați face? Care sunt primele 10 măsuri pe care le-ați lua? Eu mâine aș negocia urgent cu principalul meu partener, și anume Statele Unite. Pentru că parteneriatul nu înseamnă doar militar. Dacă e să fie un parteneriat respectat, înseamnă și economic. Și, și economic. Economic. Scrie acolo și de economic. 25 de ani. Mai mult de atâta. Da. Luăm OMV-ul. Da? 2005... Se privatizează Petrom, nu? OMV-ul are 51%, statul român 49%, nu? Așa a fost. Da. Da. Cu acțiuni în aur, adică drept de veto. 2007 se anulează. Acțiunea de aur. Acțiunea de aur. Și ulterior, spun așa, cât a costat? 1,6 miliarde când s-au plătit. OMV-ul pe vremea aceea era cât o benzinărie a lui Petrom, la vremea respectivă. 1,6 miliarde a costat contractul. În primul an a fost 1 miliard profit, neinvestind nimic. Nu, n-am luat 1,6. 400 și ceva de milioane am luat pe Petrom. Nu știu de chestii, eu știu de 1,6, dar în sfârșit, 1 miliard a fost profitul în primul an, ca să o luăm ca idee. Cel mai important este următorul lucru însă. Conform contractului de privatizare, OMV trebuia să investească în mărirea producției, corect? Trebuia să investească în foraje, ceea ce nu s-a întâmplat, nici una, nici în alta. Și în general să investească pentru a mări capacitatea. Așa, în și schimb, și erau este partener, în contract, și erau clauze în contract. Este parte din Nord Stream 2, alături de Gazprom, și în rezerva gigantic care este în Siberia, un Remgoi, a investit acolo și are 25% dintr-un depozit al lumii care măsoară astăzi peste 10 trilioane de metri cub de gaz. Deci ideea este așa, nu a putut să investească în România, dar a investit în altă mai țară. Mai mult, domnule Georgescu, vineri am discutat aici problema despre decizia OMV-ului, firma mamă, ca până în 2030 să nu mai investească nimic în exploatare și să se reorienteze pe petrochimie. După ce au distrus petrochimia din România, da, acum blochează și definitiv... Toate sunt anulate. Da, ăsta e un plan mai vechi. Și acum dar ideea este așa, nu e puțin ca să vă dau și... răspuns, că m-ați întrebat ce aș face. Vă rog. Contractul pe masă nu a fost respectat contractul de privatizare. El poate să fie anulat rapid. L-am mai pus să execut după român. 15 ani? Poftiți? Contractul ăla trebuie să aibă niște clauze cu niște sume. Dar mai poți să execut după mult. 15 ani? Uitați despre ce este vorba. Există doar loialități naționale. Restul sunt contracte internaționale. Punct. Aici nu ne putem juca cu țara noastră. Dacă contractul nu a fost respectat, oameni curajoși, oameni dedicați acestei țări, oameni pe care i-a trebuit să reprezinte poporul român, trebuie să-i aducă la masă contractul care nu a fost respectat. Domnul Georgescu, că nu știu, asta a stat mulți ani
în Austria. L-am nimerit în Austria acum vreo 10 ani de zile și am avut ocazia să-l cunosc pe un parlamentar austriac care tocmai făcuse în parlamentul lor o comisie de anchetă. El avea ideea că și OMFA, OMV, da, cum se spune OMFA, în România, da, și Raiffeisen Bank sunt de fapt investiții rusești. Pot să vă spun un lucru? Așa, vă rog. Că după aceea băiatul ăla l-a scos. Anul 2018. Președintele Federației Ruse a fost într-o vizită la Viena. Și a fost la o nuntă. Și la o nuntă. Dar eu vă spun ceva, ceea ce nu s-a văzut nici la televizor, nici în presă. Viena și Austria, în general, că este o sală extrem de bine organizată, Viena este locul negocierilor mari. Mari. Deci, practic, acolo, de cel puțin două ori pe săptămână, sunt la cel mai înalt nivel oameni extrem de bine poziționați politic în această lume. Niciodată nu simți că vine o delegație străină. De ce? Este un culoar anume făcut, este o organizare impecabilă în trafic, nu se simte nimic. Totul merge la fel ca înainte. Circulația este normală, tu mergi cu tramvaiul, cu mașina ta, nu se întâmplă nimic. În momentul în care a venit președintele Federației Ruse, nu s-a mai mișcat nimic, s-a blocat totul. Și cei doi la vremea aceea, Alexander Van de Bel, care este președinte și actual al Austriei, apropo din tată rus, și Sebastian Kurz, primul ministru, cancelarul. Modul în care cei doi s-au raportat la președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, este mai mult decât penibil. În modul în care s-au raportat. A venit stăpânul, noi dăm raportul. Mai mult de atâta. Face socoteala că la Viena există, este cea mai importantă statuie a soldatului rus. Noi am dat-o jos. Corect? N-au dat-o și austriecii jos. Acolo tot timpul este curat, este frumos, este bine că este așa, nimic de spus. Plus că la nivelul dar am dat răspuns domnului Bădin referitor la poziția pe care mi-a spus-o cu cele două companii. Ce căutau ei în parlamentul austriac? Vă întreb eu, cine este rusofil? Păi, ce am văzut eu pe la Viena... În Austria, la nivelul business-ului, se discută cum vor participa toată lumea, de la toate nivelurile, se discută cum vor participa cu bani, cu afaceri, în Ucraina. Deci, iar rusofilia corect, nu a existat în Austria niciodată. Acolo, e din contră, e un act de mare bon ton să faci afaceri cu un rus. De aceea, ei vor să atragă capitalul rusesc în Austria. Asta este, se discută la nivelul de vârful statului în Austria acum. Cum să atragă capitalul? Nu și-a tras. Nu să rechiziționeze, să bage restricții. N-ai auzit în Austria așa ceva. De ce Austria e altceva? Pentru că, vedeți... E țara neutră, printre altele. Este o a doua Elveție. Austria, mascată. Și pentru că s-au stabilit niște reguli, niște reguli de joc, și cei de la vremea respectivă, mai ales după al doilea război mondial, și-au apărat pe de-o parte imperiu și țara și au acceptat o situație de acest gen pe care o discutăm, dar cu rezerva foarte importantă, și anume imunitatea și identitatea mea națională. Lucru pe care noi n-am fost capabili să-l facem. Conducătorii noștri nu sunt capabili să aibă o poziție fermă astăzi, sunt preocupați doar să nu greșească cu ceva față de cei mai mari și să plătească bunăstarea cu reducerea interesului pentru poporul român și pentru identitatea noastră națională, sub toate aspectele, geopolitic, economic, strategic. Și mai e ceva, domnul Georgescu, că am observat ne trebuie, în Austria... Numai, dacă-mi permiteți, ne trebuiesc conducători care să cunoască și să respecte identitatea noastră națională și, în mod special, să dea încredere către destinul acestei țări
care are toate posibilitățile și formele și capacitățile de a înflori. Și asta o putem face foarte ușor în această perioadă, când avem o șansă, cum spuneam, istorică în a negocia. Dar nu cu aceiași politicieni care deja sunt obedienți. Trebuie să luăm pauză de publicitate și ne întoarcem după pauză. Continuăm discuția. Evident că pe final nu o să pot să nu vă întreb și despre relația eșuată cu cei de la AUR. Ne întoarcem după pauză și continuăm discuția despre ce se poate face în România, pentru că asta e cel mai important. Revenim imediat. Vă rugasem, domnule Georgescu, să spuneți mai concret ce poate să facă România în aceste luni. Da. Decisive. Două lucruri. Prima, v-am spus mai devreme, dar mă întorc la cea mai important acum. Să-și negocieze poziția strategică pe care o are, în special cu principalul partener, și anume cu Statele Unite, pentru ajutor, sigur, în acest demers pe care îl facem, dar important este ajutorul nostru. Unde suntem noi ca țară și cum putem să recuperăm după o perioadă de aproape 100 de ani, putem să recuperăm într-o perioadă foarte scurtă de timp ceea ce am pierdut. Deci să permanentizăm diplomația și prin actul diplomatic să putem câștiga și teritoriile noastre și, în primul rând, să ne dezvoltăm și economic. Pentru că principala forță a unui parteneriat este și cea, și în mod special cea economică, care a fost de 30 de ani, nu cred că a fost foarte mult investit în această poziție. Cealaltă chestiune este cea pe care v-am spus-o, și anume, noi nu trebuie să mai exportăm nimic ca materie primă. Nimic. Nimic înseamnă nimic. Ci doar valoare adăugată mare și să fim conștienți că ne putem hrăni singuri. Independența energetică e pe primul loc. De aceea, ar fi de interes ca să se înțeleagă că se poate structura ceea ce eu aș numi Compania Națională de Resurse a României, care să cuprindă toate resursele României, nu doar cele de aur, argint în mod special, și lemn, și piatră în mod special. Ați văzut câte... Piatra o aducem din Grecia. Nu, dar sunt foarte... Ale noastre sunt închise că nu primesc avize de mediu. Deci noi nu mai avem cariere de piatră. Se vinde piatră la negru. La negru, da. Deci totul renaționalizat ca resurse, și această companie, exact cum a fost legea minelor în 1924, pot să fac, de exemplu, 60% sau 51%, 60%, cum era în 1924, proprietate statului român, și 40% le supun pe bursă. Și vă asigur că în acei 40% avem bani arhisuficienți ca să facem toate investițiile de care avem nevoie în România, în special cele pe energie. Avem 20% în continuare rezerve de gaz din cele 80 pe care le-am dat, și avem foarte multe poziții în acest, în acest fel în țară. Nu mai vorbim de gazul din Marea Neagră. Nu? Se știe. Deci cupru a ajuns 100.000 de dolari tona. Noi exploatăm la brud la minimum. Avem nichel. Nichelul a ajuns la prețul astronomic. Guvernul Orban a închis uraniu de la Crucea. Deci avem aceste... Exploatăm cupru și îl ducem în Serbia și îl fac aia, produs finit, și îl vând. Și îl vând. Luăm praful de pe tobă. V-am spus în pauza publicitară. Cumpărăm pentru pescuit porumb la cutie cu 8 lei și noi vindem Ungariei cu un leu kilogramul de porumb. Acest lucru am înțeles foarte bine de la dumneavoastră că trebuie să procesăm. Dar pentru ca țăranul român să poată procesa, are nevoie de 50-60 de mii de euro pentru o investiție, să facă acele conserve. Nu? Cine îi le dă? Trebuie să luăm din nou pauză. Iată, ne întoarcem, okay. Continuăm discuția, dar după pauză o să vă rog să-mi răspunde și ce s-a întâmplat în relația cu AUR. Pentru că a rămas cumva așa în aer acea poveste, se apropie congresul celor de la AUR și dumneavoastră nu veți mai fi președintele de onoare. Ne spuneți după pauză de ce. Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut.
Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii. Sunteți gata pentru provocarea Parasoftin? Am auzit că Parasoftin este eficient. Tălpi fine cu șosete exfoliante? Tratament cu Parasoftin în confortul de acasă. Reacțiile noilor utilizatori după câteva zile. Iar la tălpilor mele nu a fost niciodată atât de catifelată. Acum tălpile mele sunt pregătite pentru sezonul cald. Senzație de durere? Dolorgit gel analgezic conține extract de arnică, ulei de șneapăn, ulei de rozmarin și ulei de salvie, fiind indicat în tratamentul adjuvant al durerilor musculare și articulare acute. Convinge-te singur! Dolorgit. Ține durerea departe. În caz de accident, sună imediat la 031 9455 sau intră pe autocar.ro. Îți aducem în cel mai scurt timp o mașină din aceeași clasă cu a ta ca să poți pleca mai departe. Iar mașina ta o luăm pe platformă, ne ocupăm noi de constatare și tot restul, îți reparăm mașina doar cu piese originale și te sunăm înapoi când este gata să o ridici. Nu te stresa! În caz de accident, rămâi calm și sună la 031 9455 autocar.ro. Atunci când te doare capul, e ca și când... Cu Fasconal, acționezi împotriva durerii de cap. Fasconal! Pune capac durerii de cap. Sindolor Gel are trei substanțe active care acționează sinergic. Ciclobenzaprină, piroxicam, lidocaină. Cu Sindolor Gel poți câștiga în meciul cu durerile musculare. Când apare durerea în gât din inflamațiile și infecțiile cavității orale și faringiene, aveți nevoie de o abordare optimă. Când apare durerea în gât, luați Trachisan, cu efect dovedit antibacterian, antiseptic și antialgic. Trachisan acționează local, blocând durerea. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. 20, 30, 50%! E cea mai bună pradă! Grăbește-te! La Mega ai Xalata Mega Mexico Mix la 5,29 lei și pastă de tomate Olimpia la 5,49 lei. Mega regatul ofertelor! Ha! Pariez live și îți plac super cotele. Creează-ți biletul consultând super oferta noastră. Urmărește toate sporturile cu streaming live. Descarcă aplicația și pariază pe super pasiunea ta. Superbet. Împreună suntem super. Ah, văd că ești în formă. Pe mine mă doare spatele când mă aplec. Pentru durerile de spate eu am Ibutop Gel de la farmacie. Ibutop Gel reduce inflamația și calmează durerile de spate. Și? Te simți mai bine? Da, Ibutop Gel chiar m-a ajutat. Ibutop Gel, la țintă împotriva durerii. Acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Încă de la primele simptome ale deteriorării sistemului nervos, cum ar fi, de exemplu, senzația de înțepenire, furnicăturile sau durerea, merită să încerci Periferisan. Grație ingredientelor sale, Periferisan contribuie la refacerea transmiterii nervoase afectate. Periferisan este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Râzete, efort fizic, strănuți sau tuse. Incontinența urinară apare în diverse situații. Pe mine m-a ajutat Feminost. Feminost ajută la reducerea pierderilor urinare diurne și nocturne. Feminost. Controlul are rost. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Kaufland prezintă: cum să reduci inflația? Poți să rărești ieșirile în oraș sau săptămâna aceasta cheltuiești mai puțin. Ai 1000 de articole diferite cu 10% reducere. În spotul ăsta este vorba despre băuturi răcoritoare și mezeluri feliate. Mai avem unul la fel de scurt, din motive de inflație. Kaufland. Atât! Echipa pe care ai mizat are un avantaj de 2 goluri. Pariul tău este instant verde. Câștigi înainte de fluierul final cu super avantaj. Descarcă aplicația și pariază pe super pasiunea ta. Superbet. Împreună suntem super! Ah, năzdrăvanii mei mici sunt mereu în mișcare, la fel ca mama lor de altfel. Zgârieturile și micile răni sunt la ordinea zilei. De aceea, eu am mereu la îndemână Raniseptol Spray. Raniseptol Spray previne infectarea leziunilor cutanate. În plus, Raniseptol ajută la vindecarea rănilor, tăieturilor și zgârieturilor. Raniseptol, numai bun de pus pe rană. Există undeva acolo un loc în care loialitatea e întotdeauna răsplătită.
Descoperă ferma noastră de pluș cu 8 animăluțe pufoase și super prietenoase. Strânge punctele bonus și plătește cu 60% mai puțin pentru fiecare dintre ele. Iar dacă ai card Penny, ai număr dublu de puncte. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Investesc pe bursă de mult timp. Știu exact ce fac. Știu exact cum să investesc. Guys, but now everyone can invest. XTB offers global stocks. În plus, fără comisiuni. Eu investesc în mărfuri. Eu prefer indicii bursieri. Eu investesc în mine. It doesn't matter whether you're experienced or just starting out. At XTB you can find all you need. Investing, market analysis and education. XTB, investing for everyone. Așa băieți, Diclofenac Fiterman și mișcare. Diclofenac Fiterman unguent. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ne-am reîntors în platou la culisele statului. Pavel, domnule Georgescu, vă întrebasem înainte de pauza de publicitate ce s-a întâmplat în relația noastră cu AUR. Ați anunțat cu mare pompă împreună cu George Simion că o să fiți președintele de onoare al partidului, după care brusc s-au stricat relațiile. Nu am o relație instituțională cu partidul AUR și nici nu am avut. Dar era asta să aveți. Nu înseamnă... Nu a fost niciodată discuția aceasta. Președintele de onoare, cum știți bine, la propunerea lor, nu trebuia să fie neapărat membru de partid. De fapt, asta a fost și acceptul meu la vremea respectivă, dar cum am spus de cel puțin câteva ori, el trebuia adus în mod statutar, făcut oficial. Însă, revin, nu am o relație instituțională cu partidul AUR, dar asta nu înseamnă că nu poate să existe și nu există, sigur că dau un respect reciproc, mai ales pentru oameni care au același ideal. De ce s-a renunțat la ideea de a fi președinte de onoare al partidului? Eu nu am cerut niciodată nimica. Asta este singura diferență. Și bineînțeles că au fost și alte voci care au spus altceva. Atâta a fost conștiința lor la acel moment, așa au fost lucrurile să se întâmple. Au fost și foarte multe cuvinte nu tocmai potrivite la adresa mea, însă eu le spun și celor care au făcut acest lucru și altora. Vorbele lui Iorga că insulta este o declarație a înfrângerii. Eu nu am nimica de a face cu problemele lor interne. Discuția mea a fost doar și în exclusivitate cu George Simion. Rămân la aceeași părere. Dar, față de, dar erau probleme de interne, cum spuneți dumneavoastră? Adică a fost un război între ei în care dumneavoastră a scăzut la mijloc? Eu nu cunosc, exact. Eu nu cunosc aceste chestiuni. Eu mi-am păstrat linia mea, interesul național și cred că aici trebuie să ne regăsim toți. Dincolo de Partidul AUR, vorbim de toată clasa politică, mai ales pentru aceste momente. Mai luați în calcul o colaborare cu cei de la AUR în viitor? Funcție de evoluția evenimentelor, pe scena politică, cum spuneam, interesul național trebuie să primeze. Veți candida la președinție în 2024? Am declarat-o deja la... Chiar la noi în emisiunea asta. Emisiunea doamnei Alexandrescu, cu siguranță da. Cum voi face acest lucru și cum se va materializa din punct de vedere al vehiculului, asta rămâne de văzut. Pe ca să ajungeți în turul 2, vă trebuie cel puțin 2-3 partide care să vă susțină. Vedeți, evoluțiile sunt foarte rapide pe scenă, așa cum vedem cu ochii noștri. Ce se întâmplă astăzi, mâine se poate schimba rapid. În acest moment, cred că este de bază ca să se înțeleagă 4 lucruri. Că noi trebuie să ne câștigăm pacea, trebuie să raportăm imediat exporturile ca prioritate pentru România, trebuie să ne reglăm rapid infrastructura și trebuie să punem baze serioase pentru demografia acestei țări. Astea 4 lucruri. Da, apropo, că a spus de că se schimbă lucrurile. Aveți negocieri? Nu vă întreb cu cine, vă întreb dacă aveți. Discuții? Eu am să întreb dacă aveți discuții, da. Discuții sunt, sigur că da. Categoric. Cu cei de la putere, cu cei din opoziție? Sau și? Să știți un lucru, cel mai important aspect este acela legat de faptul că este necesară o nouă paradigmă,
un lucru nou complet și mai ales schimbarea modului, bună înțelegere între noi, respectul reciproc, nu doar de a lua, ci și de a da poporului român ceea ce merită istoric, este esențial. Asistăm la o reașezare a polilor de putere în lume. Cum va arăta lumea după acest război? Își va pierde puterea Rusia? Va fi China cea care va aduna în dreptul său cele mai multe câștiguri? Cum va fi America după acest război? Știți, ideea este că nu de moarte trebuie să se teamă omul, ci de faptul că nu va începe să trăiască niciodată. Și cel mai important lucru este să începem să înțelegem că avem nevoie să conștientizăm cum să trăim. Este esențial acest lucru. Asta se pierde în fiecare zi. Și modul în care vizualizăm pacea ca singura formă esențială a umanității, eu sunt convins că vor fi aduși toți la aceeași masă. Cine îi va aduce? Pur și simplu această dimensiune a creștinătății la care ne vom întoarce. Este mersul firesc al lucrurilor după 2000 de ani în care, vedeți, Iisus Hristos este un ideal, nu un idol. Asta nu a înțeles omul. Haideți să vă întreb eu altfel. Că nu i-ați răspuns lui Anca. Că e o modă la noi în campanie electorală ca candidații la prezidențiale să facă vizite externe. Dacă veți fi pus să alegeți între Washington, Moscova, Pekin, Paris și Berlin, haideți, pune și Budapesta pe listă. E esențială, să știți, Budapesta. Unde ați merge în campania electorală prima dată? La Budapesta. Este esențial. Prima dacă dată mai e Victor Orban la putere. Indiferent cum este, să știți, faptul că trebuie înțeles că trebuie să te ai bine, impecabil, cu vecinii tăi, în mod special, sunt aici, lângă tine, ți-a dat Dumnezeu, nu i-am inventat eu. Este de bază. Și ulterior, cu toate puterile mari ale lumii. Și mai am o întrebare foarte scurtă. Kosovo a cerut lui Joe Biden să ceară României să recunoască Kosovo pentru a intra în NATO. Dumneavoastră ați recunoaște independența Kosovo? Loialitatea față de partenerii tăi trece prin loialitatea față de interesul țării tale. Deci prima dată trebuie să recunoaștem interesul poporului român. Și ulterior vedem despre ce este vorba. Asta se va calcula la vremea respectivă. Vi se pare cumva că în acest război dintre Rusia și America, Uniunea Europeană are de pierdut sau de câștigat? Are de învățat o lecție. Deci mai degrabă de pierdut. Poți să o privești și sub formă de câștig. Dacă înveți o lecție, este de bază. Eu vă spun un lucru că cert este că toate țările membre ale Uniunii Europene recunosc punctele tari, dar și punctele slabe și cu certitudine că acest lucru se va aduce la aceeași masă cât de curând posibil. Pentru că aici nu vorbim de două, trei țări, nu? Vorbim de un pachet larg și fiecare, mai ales astăzi, apropo de ce ați dat pe post referitor la discursul președintelui Donald Trump, își vede în primul rând suveranitatea proprie. Și aici trebuie să ne regăsim cu toții. Civilizația este unică. Culturile sunt mii, zeci de mii. Și culturile dau identitatea unei națiuni. Nu poți să treci cu tăvălugul peste ele, pentru că înseamnă că ai pierit de pe scena lumii. Deci cultura este de bază și fiecare țară își recunoaște acest lucru. Ne-ați promis la începutul emisiunii că ne veți spune despre dedolarizarea piețelor emergente Chinei. Emergente Chinei. Știți, BRICS-ul nu este o glumă, în niciun caz. Și dacă ne uităm puțin la hartă dincolo de BRICS și mai luăm și Coreea de Nord, și Iranul, și Irakul, și Africa, vă spun doar un singur lucru. În Africa, China este ultra prezentă, nu prezentă. Ultra prezentă. Și totul
se cumpără inclusiv cu bani gheață. Pentru că acolo sunt niște resurse inestimabile. Vă dau doar un singur exemplu, Guinea Conakry. O țară mică, poate cât județul Prahova, dar una din cele mai bogate din lume. China este jucătorul cel mai tare în acest moment pe piața mondială. Țările arabe ce joc vor face? Țările arabe au doar un interes simplu de a se menține. Să nu uităm că nu au un petrol de foarte bună calitate. Pentru ei cel mai important nu e conduita de petrol, ci conduita de apă. Asta este jocul pe care îl vor face ei. Și aici vor fi foarte atenți. Deci înseamnă că Israelul va avea un rol foarte mare. Israelul, ca de obicei, va avea un rol foarte mare, așa cum îl are deja. Ce se va întâmpla cu Ucraina? Ucraina este un stat inventat, așa cum se știe, cu o istorie foarte simplă. Spuneați că nu mai contează trecutul acum. Însă cert este că este un popor slav. Discutăm de subiecte care în acest moment pentru întreaga omenire sunt destul de clare în ideea în care oricum trebuie să se ajungă la pace. Este o dramă ce se întâmplă în primul rând cu familiile, cu faptul că sunt separați, așa cum știți foarte bine, în special bărbații de, și tații de familiile lor, copiii care sunt abandonați. Am văzut la rândul meu extrem de multe situații foarte nefericite. Dincolo de lucrurile care se discută astăzi de cei ultra-îmbogățiți care traversează teritoriul țării noastre, e adevărat. Nu în Ungaria. Nu în Ungaria, dar nu avem încă confirmarea știrii, da? Așa că nu, însă, nu dăm informația. Eu sunt convins că lucrurile vor, se vor liniști și vor ajunge la este sfârșitul lui Putin? Pot să spun doar că este sfârșitul conceptului de război. Deci ceea ce a traversat... În condițiile în care toată lumea se înarmează până în dinți? Da. Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, este un moment în care ne vom trezi cu toții la realitate că ceea ce am făcut până acum am făcut fundamental greșit. Și este un plan divin de a înțelege că numai pacea și armonia ne poate caracteriza ca oameni. Domnule Georgescu, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Emisiunea din această seară a ajuns la final. Vă mai aștept la culisele statului paralel. Le mulțumesc și colegilor mei pentru că au fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne revedem mâine de la ora 18 cu o nouă ediție a Culiselor Statului Paralel. Seară bună!